Ne revedem după ceva timp. A fost o lună mai complicată, a fost și o lună în care au avut loc schimbări, dar n-am uitat de podcastul nostru și mă bucur foarte mult că, iată, avem o nouă emisiune, a șaptea de data aceasta, și o să vedeți că este interesantă, este un pic diferită de celelalte, de fapt și facem un salt mare în istorie și de la perioada medievală, de la invazii mongole și fondările orașului, vom ajunge exact în perioada modernă, în modernitatea orașului. Înainte de toate, ca de fiecare dată, să spunem că ne puteți urmări, așa cum ați și făcut-o, și vă mulțumim de fiecare dată pentru acest lucru, pe canalul nostru de YouTube, pe canalul sau pe pagina mea proprie de pe academia.edu, iar audio, Spotify și Google Podcast. De asemenea, trebuie să mulțumesc celor care mă ajută ca acest podcast să funcționeze în continuare. Jifa, grupul de firme Tasid, Mihai Unițiu, brokeraj în asigură, și prietenul meu Tuțu Vintilă, și evident celor doi colegi, prieteni care fac ca filmarea să iasă bine și eu să nu mă bâlbui prea mult, adică Răzvan Marcu și Florin Bădilă. Le mulțumesc foarte mult încă o dată. De data aceasta, cum am spus, suntem diferiți pentru că avem un alt invitat, nu avem un istoric, dar avem un pasionat de istorie și avem un om care a și scris două cărți extraordinare și excelente, spun eu, despre istoria Sibiului. Am un prieten care atunci când a citit-o de curând m-a sunat și a spus că eu nu credeam că orașul nostru are așa oameni interesanți și importanți în istorie. Și o să vedeți pe parcurs câteva idei chiar frumoase. Marcel Stancu, bine ai venit, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Discutăm despre istorie, nu electricitate, dar și de ce spun asta? Pentru că 33 de ani am numărat, ai lucrat numai în domeniul electrificării. Spun corect? Electricități, electroenergie. Electroenergie. Ok. De când cred că ai absolvit până 2019? Da. De când am terminat facultatea, am venit direct în Sibiu, direct în uzina electrică. Născut în Sibiu, câte știu. Născut în Sibiu, da. Exact. Acum este directorul tehnic al Serviciului de Ambulanță Sibiu. Altă specializare, să zicem că după atâția ani. Am fost curios să văd ce se întâmplă și în alt domeniu. Marcel Stancu s-a specializat în Germania, în Olanda, în Franța și în România și este pasionat de arheologie industrială. Numai să vă spun câteva lucruri pe care le-a făcut. A proiectat instalația alimentară de alimentație cu apă a Etnotehnoparcului din Muzeul Astra, din Complexul Național Muzeal Astra, în anul 2007. A realizat... Este, din câte știu, ideea și conceptul tău. Muzeul electroenergeticii sibiene Zygmunt Dachler de la SADU, de fapt vechea uzină electrică, în prima dată s-a deschis în 1996 și refăcut în 2005, extins, de fapt, oarecum pregătindu-ne tot pentru capitală culturală. Extins și modernizat. Și modernizat, corect. A coordonat tot modernizarea instalațiilor de JT, nu știu ce este JT, JT. Joasă tensiune. Joasă tensiune, ok. Din zona istorică a municipiului Sibiu, 40% din cadrul programului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007. Da, când au fost lucrările alea de-a dreptul... Adevărat că ar trebui să fac o dată o emisiune, dar trebuie să găsesc invitatul care poate să-mi povestească absolut tot ce a fost în 2007 și cum ne-am pregătit. Eu cred că se merită o carte despre ce a făcut Sibiu în acel an. A fost ceva cu totul și cu totul și din exact. Poate cineva la un moment care, să fim bineînțeleși, am fost doar o mică picătură, au fost foarte mulți oameni implicați, foarte multe firme, activitate cu totul și cu totul ieșită din comun. Exact. Ai publicat lucrarea Renewable Energy in Romania în 2013 la Bruxelles. De fapt, ai prezentat această lucrare. Un raport, să zicem. Nu a fost o carte. A fost prezența lui Alexandru Cotronaros, director general for Energy and Transport in European, comisar, de fapt, european pe acest domeniu. Da. Și evident asta este nivelul cel mai înalt la care am ajuns, să zicem așa, cu o prezentare profesională, da. De fapt, este exact ceea ce este un director într-un minister în România. Cam asta este nivelul. Da. Exact. Și, de asemenea, cele două cărți foarte importante, iar una este, de fapt, tema discuției noastre de astăzi. În 2013 ai publicat Sibiu și electrificarea României la Sibiu, la editura Honterus, și apoi ai recidivat după 6 ani cu o nouă lucrare, Omnibus, Tramvai și Troleibus, adică transportul public electric în România, în Sibiu și în România, tot la Honterus, tot la Sibiu, repet, în anul 2019, deci două cărți absolut excelente. Recunosc că pentru mine cartea care o avem și pe masă a fost o revelație. A fost o revelație din 3 puncte de vedere și așa o propun introducerea în tema noastră. De ce? În primul rând, nu mă așteptam ca un om care nu este istoric să scrie atât de bine istoric. Să existe acribia, să existe
obiectivitatea pe care un pasionat, să fim serioși, nu o are tot timpul și mai dă o tușă a lui, dar de data asta am găsit-o extraordinar de bine făcută. Să găsesc atât de multe date inedite despre un domeniu pe care recunosc că nu-l stăpâneam și am descoperit cu surprindere că de fapt nu-l stăpâneam și cred că nimeni în Sibiu nu-l stăpânea cu adevărat. Și mai mult ce fotografie am putut vedea în această lucrare m-au surprins. Recunosc și asta spun ca o paranteză, pe istoria infrastructurii sibiene vom mai avea 2-3 întâlniri și cu Marcel, dar și cu alții care s-au ocupat de aceste domenii, pentru că sunt absolut fascinante și de fapt sunt lucruri care ni se par banale astăzi, ca prindem un bec, dar să ne gândim ce mare minune, în ghilimele, a fost la momentul în care am avut electrificarea la Sibiu. Haideți să încercăm să pornim de fapt. Noi vorbim de acest proces al electrificării pe finalul secolului XIX, de fapt atunci începe. Hai să introducem un pic lumea cam cum era Sibiu sau ce era Sibiu atunci, cum îl regăsim de fapt. Exact, ca să înțelegem electrificarea și de ce s-a produs electrificarea la Sibiu, pentru că am pierde prea multă vreme să vorbim despre ce s-a întâmplat în lume. Deși în carte cam așa structura lucrurile, prezint întâi ce a însemnat electrificarea în lume, vin pe urmă restrâng zona de interes prezentând ce a însemnat electrificarea în România și pe urmă restrâng și mai mult și focusez prezentările pe ce a însemnat electrificarea în Sibiu. Dar de-aia zic, s-ar întinde discuția prea mult. Doar atâta vreau să precizez faptul că sunt anumiți istorici care vin și împart sau delimitează feliile istorice, dezvoltarea istorică, în afară de Revoluția Agrară și Revoluția Industrială, bine, pornind din preistorie, în afară de Revoluția Agrară, Revoluția Industrială, o despart sau o punctează ca un moment distinct electrificarea. Ca fiind Revoluția Energetică. Exact. E suficient să spun doar atât, repet, ca să nu intru în prea multe detalii. Dacă nu aveam electrificare, nu aveam internetul din ziua de azi. Vedem ce înseamnă internetul din ziua de azi și câte portițe se deschid și ce univers global se deschide și așa mai departe. Noi cred că nu ne dăm seama cât de important este curentul electric azi, curentul pur și simplu astăzi. Exact. Cred aproape orice este legat de curent. De fapt, orice înseamnă mașină, că mașinărie, dacă nu încarci la o baterie care și este electrică sau la un curent, nu putem funcționa cu nimic, nici cu telefoane, nici cu calculatoare, cu mașinile electrice mai nou. E foarte interesant să vedeți, în primul rând, ce vorbesc să vedeți, nu în sensul că... Da, suntem, am înțeles. Da? Să vedeți. Asta bine de la început. În sensul, corect, în sensul de... telespectatorii care urmăresc această înregistrare. E interesant de văzut care a fost impactul asupra societății, pentru că orice nouă tehnologie are un anume impact. Deci de asta am și pus întrebarea să ne imaginăm Sibiu și explic de ce. Sibiu, odată prin transformarea aceasta, ne-am integrat într-un imperiu care ne-a ajutat un pic, pentru că ne-a modernizat. Vorbesc de integrarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, final de secol XVII. Dar după aceea am avut o problemă, că noi am rămas tot timpul la o margine a imperiului și nu la marginea prielnică, ci la marginea orientală, mai degrabă lipită de sau apropiată de Imperiul Otoman, deci de acel bătrân al Europei. Ori lucrul acesta ne-a defavorizat până pe termen lung, pentru că mult mai greu venea la noi evoluția și inovarea. Și de asta am zis, și aici, de fapt, așa și vreau să ajungem, cam cum era orașul și ce a însemnat până la urmă electrificarea pentru el. Deci, în primul rând, la sfârșit de secolul XIX, exact perioada în care electricitatea începea să apară, deci momentul, să zic așa, important, este de pe la 1850, când electricitatea apăruse, era studiată din ce în ce mai intens în laboratoarele fizicienilor, deci 1850, însă vorbim de aplicații industriale abia începând cu 1880, deci sfârșit de secol XIX, da? Prima, să zic așa, instalație extinsă de electrificare, 1881, New York, Edison, e borna care marchează momentul de unde a început electrificarea în mod mai serios și aplicațiile industriale în mod mai serios. Exact în perioada asta să vedem ce se întâmpla în Sibiu, pentru că nu întâmplător s-a ajuns la soluția electrificării.
Deci Transilvania era supusă unor constrângeri, constrângeri istorice și determinări istorice, și anume mai multe momente. 1867, în primul rând, dualismul austro-ungar, exact. Deci o constrângere politică. Corect. Venită dinspre Budapesta, cu tot ce a însemnat politica de maghiarizare. Și a și tras energia spre Budapesta. Exact, n-aș vrea să insist prea mult asupra politicii de maghiarizare și nici să dramatizez lucrurile foarte tare. Deci nu este subiectul. Exact. Însă, un singur lucru aș vrea să punctez, că această politică de maghiarizare nu i-a vizat doar pe români, cum nu. Suntem noi tentați. Și pe sași, și pe croați, exact, și pe... Exact, la fel pe sași. Și fiind afectate toate comunitățile aflate aici, sași, românii și așa mai departe, împreună au ajuns la o soluție. De fapt, oricum, asta a fost prima... A și fost percuțiunea pozitivă, că absolut toate aceste minorități istorice. Corect. Sau grupuri etnice istorice ale Transilvaniei s-au unit toate. Corect, au colaborat, exact. Da. Un al doilea moment important sau un al doilea factor important în perioada respectivă a fost Revoluția Industrială, da? Pornită din Anglia. Uh-huh. Și valul Revoluției Industriale a parcurs țările occidentale și în cele din urmă a ungat și în Austria, respectiv Austro-Ungaria. Da? Revoluția Ungară ce a însemnat? Exact în acest context al dualismului austro-ungar, una dintre măsurile politice a fost anularea autonomiei de care s-a bucurat Transilvania până exact. Atunci, da? Deci parlament, dieta de la Cluj a dispărut, a apărut parlamentul de la Budapesta și așa mai departe. Da. Au fost desfințate și Transilvania presele. Transilvania erau reprezentați ca și în parlamentul de la Budapesta, politic. Corect, da. Dar asta vreau să zic că eliminând autonomia Transilvaniei și cu tot ce a derivat de aici, practic în fața acestui val al industrializării, care oricum nu putea fi ocolit, exact. Transilvania a rămas puțin descoperită, pentru că la vremea respectivă era ceva mai înapoiat decât restul Imperiului, așa să fim bineînțeles, deci ne referim la, privim înspre zona de vest, înspre Occident, și produse industriale ieftine, fabricate în Imperiul Austro-Ungar, au început să pătrundă pe piața Transilvaniei și au început să pună dificultăți meseriașilor locali. Producătorilor exact. Locali, da? Care încă mai erau organizați în Bresle, cu reguli încă medievale și de sfârșit de ev mediu, unele din ele și așa mai departe. Acele produse, vă dați seama, ieftine, de bună calitate, au creat probleme serioase. Deci meseriașii locali au început să rămână fără comenzi, pentru că erau preferate produsele industriale aduse din Austria, Boemia, Germania, Cehia, Italia. Ungaria, Italia, exact. Deci asta a dus la o criză economică în zonă, pierdere de locuri Correct. De muncă și așa mai departe. O altă problemă, din păcate, exact în același moment, 1873, a apărut ceea ce e cunoscut în istorie, criza cea lungă, deci un fel de crah bursier newyorkez avant la lettre, să zic așa, apărută la Viena, care era capitala financiară a Imperiului, și acel crah bursier, acea criză economică, să zic așa, evident că a acționat ca un val tsunami care s-a repercutat în tot Imperiul Austro-Ungar. Asta a dus la criză financiară, lipsă de lichidități, meseriași care, nemai având fond financiar rulant, au început să-și închidă afacerile și așa mai departe. Ca și cum n-a fost destul, tot în aceeași perioadă a apărut holera, epidemia de holera. Așa este. Care a avut un impact major demografic, da? Deci cu multe victime, manifestată exact în zona noastră, să zic așa. Și ca să completăm imaginea, trebuie să amintim și de războiul Vamal, care s-a manifestat în relația dintre Imperiul Austro-Ungar și Regatul României. Aici doar două, trei cuvinte să spun ce a însemnat acest război vamal și ce consecințe a avut. Deci România tocmai își câștigase independența, 1877, da. Cu vreo 2 ani înainte de câștigarea independenței, România
încheiase un acord comercial cu Imperiul Austro-Ungar. Asta însemna un fel de liber schimb. Clar. Produsele, în general, industriale din Austro-Ungaria pătrundeau pe piața românească și materii prime de dincolo de munți veneau încoace, într-un fel o reeditare, dar la altă epocă și la altă scară, ceea ce, de fapt, în mod tradițional a existat în zona asta, aceste schimburi comerciale care niciodată n-au încetat peste Carpați, într-o parte și în celălalt, într-un sens și în celălalt. Ce s-a întâmplat? Practic, tânăra burghezie industrială și comercială din tânărul regat al României, dintr-o dată s-a văzut în fața acestei competiții cu produsele de care vorbeam înainte, industriale, ieftine, aduse exact. Din Imperiul Austro-Ungar și nu numai, s-au trezit de multe ori în stare de faliment, multe din firme, oricum fiind firme firave la începuturi și așa mai departe, și atunci au cerut propriului guvern să se ia măsuri astfel, pentru că nu pot face concurenței. Cum tocmai se încheia acordul Vamal în 1886, România nu l-a mai reînnoit, și asta a dus la o tensiune între România și Imperiul Austro-Ungar, generic numită războiul comercial, deci cu creștere de taxe vamale, cu șicane la importuri, exporturi de o parte și de cealaltă și așa mai departe. În condițiile astea, vă dați seama că, în special, regiunile astea de frontieră au fost lovite și asta face, bun, cu rădăcinile din Evul Mediu, să fie lovite în special zonele săsești, adică începând de la Orăștie, terminând cu Bistrița. În fața acestor probleme, evident că locuitorii din zonele astea au căutat soluții. Una din soluții, de exemplu, cum din păcate puțin lume cunoaște, a fost emigrarea. Au început să emigreze sași în Statele Unite, de exemplu, pentru că la vremea respectivă asta era, da, deci pe Titanic existau și sași, da, chiar și români. Și marginele au început. O să vorbim imediat și perfect. De ei, ok. Deci a început emigrarea. Au emigrat și în România, deci au trecut Carpații, de multe ori, nu numai ca simpli meseriași, deci într-o disperare de cauză, că rămâneau fără loc de muncă. Nu aici, aveau mijloace de subsistență. Aici trebuie să spunem că regatul României, chiar cred că prin mintea regelui Carol I, dar și evident guvernele care au urmat, au avut o politică foarte deschisă pentru a trage burghezie străină în regatul românesc. De asta și avem foarte multe cazuri, inclusiv exact cum spuneai de sași. Știu că la Ploiești s-au așezat foarte mult sași în zona energetică, evident. Corect. Cunosc cazuri de austrieci mutați chiar și în familia mea prin alianță, astfel de farmaciști. Cunosc cazuri de italieni care au ajuns în nemți, apoi și așa mai departe. În Dobrogea au venit foarte mulți. Asta a fost o politică de stat până la urmă în regatul României. Cred eu, excelent gândită. Ok, și în localitățile unde s-au așezat, acolo evident că au contribuit la dezvoltarea localităților, dar într-un loc în care este vizibil că au preluat totul de la firul ierbii, este un loc, un astfel de loc este Valea Prahovei. Da, exact. Deci Valea Prahovei, înainte de sașii care au trecut munții în calitate de investitori străini, vorbind în termeni moderni. Da, e teoretic, da? Asta erau cetățeni ai Imperiului. Exact, erau cetățeni ai Imperiului. Au trecut dincolo tocmai ca să scape de taxele vamale și să-și protejeze afacerile și, în definitiv, să trăiască, pentru că altfel erau în pragul de a-și închide afacerile. Au trecut dincolo și o groază de firme de pe Valea Prahovei au apărut, începând de la bere, Chierestea, Berea Zuca, ciment, din câte știu, este unor sași, nu? Ciment, hârtie bușteni. A, da, exact. Da, și așa mai departe. Deci, asta a fost rezultatul acestor constrângeri de care am vorbit. Dar s-a ajuns la situația asta de emigrare. Cifrele arată foarte clar. Comunitățile săsești au înregistrat scăderi demografice în acea perioadă de circa 10%. Comunitățile românești, tot în aceeași perioadă, avem date care arată o scădere de circa 7-8%. E foarte interesant și din momentul ăsta al discuției aș vrea să urmărim un fir roșu al discuției. Care e acel fir roșu? Aș vrea să ne transpunem în contemporaneitate, să zic așa, adică să vedem, la vremea respectivă au fost niște constrângeri care au determinat niște probleme și niște reacții. Corect. Ale comunității. 1989
Revoluția, cum vrei să-i spunem, momentul 1989 în România, au fost niște probleme majore care la fel au afectat societatea. Știm că milioane de români și-au luat lumea în cap, au plecat în Occident și așa mai departe. Deci se poate face o paralelă foarte clară între momentul de atunci și momentul de acum. Și de fapt, știi foarte bine ca istoric, nimic nou sub soare, doar formele par diferite, dar în definitiv esențele sunt cam acel. Și dacă nu suntem atenți la semnalele istoriei și de aia trebuie să învățăm istorie, vom repeta la infinit greșelile istoriei. Și, repet, din clipa asta trebuie să urmărim acest fir roșu în fața unor provocări și probleme ce au făcut înaintașii noștri și în fața unor probleme foarte asemănătoare și cu consecințe foarte asemănătoare, repet, ca să vedem diferența. În timp ce scăderea de populație la vremea respectivă în localitățile astea din Transilvania, 7-8-10%, în anii 90 cifrele arată o scădere a populației, cel puțin pentru județul Sibiu, din câte am studiat eu, de vreo 26%. Da, așa este. Deci o criză mult mai gravă, mult mai profundă. Și mai departe să urmărim ce măsuri a luat comunitatea atunci ca să facă față acestor provocări și să ne gândim puțin ce măsuri a luat comunitatea românească, ce România, noi, în totalitatea. Te întrerup noastră chiar o secundă, pentru că ai spus la un moment dat, și asta vreau să clarificăm, că ne uitam toți spre vest, dar nu se înțelege că asta este perspectiva noastră de astăzi, că noi astăzi, evident, ne uităm spre Occident și asta a fost, să spunem, o untare al societății noastre post-decembriste, apropo de asta, dar și atunci ne uitam spre vest, pentru că, exact, Revoluția Industrială pornește în Anglia, dar vedeta secolului XIX, explozia ca țară, a fost Germania. Or, evident că ne uitam tot spre ele. Știu că, de fapt, finalul secolului, mai ales după crearea Imperiului, după războiul franco-german, a creat acest mamut politic și economic, mai ales care a devenit Imperiul German, fantastic. Și evident că prin aceste relații ne uitam spre ei, deci de aceea vorbim tot de o perspectivă a transformării spre Occident, nu că dorim noi astăzi să noi, și avem noi filozofia noastră uitându-ne spre Occident. Era mai mult decât evident, datorită faptului că aveam aici o comunitate germană, da, care era normal să se uite evident la și țara asta, mamă, să zic, da, așa, de unde veniseră de pe la 1145. Aici, și exact apropo de firul tău roșu, mă gândesc la un lucru și vreau oarecum să-l ținem minte. Ai spus un lucru foarte interesant, să vedem cum au reacționat comunitățile din acel moment sau comunitatea sibiană în acel moment și transilvanenii în general. Și de ce spun asta? La final o să tragem o concluzie sau poate o să avem opinii diferite, dar o să încercăm să stabilim lucrul acesta. Ok, deci eu din ce înțeleg, noi putem vorbi, și asta știm sigur și istoria ne arată, că Transilvania finalului de secol XIX și apoi reducând totul la situația Sibiului, aici chiar și Brașov era în aceeași situație, dar noi vorbim despre Sibiu, avem această problemă a unei crize sociale, economice, chiar și și politice, o comunitate care își căuta niște soluții pentru a se reinventa. Pentru că, într-adevăr, nu mai avem sistemul medieval pe care orașul Sibiu și l-a apărat cu atâta îndârjire secole de-a rândul. Puterea de cumpărare și forța financiară a scăzut foarte mult și atunci, normal că trebuie găsite soluții și iată că apare această idee a electrificării. Sau cum apare, de fapt? Sau de unde apare? Doar vreau să punctez ceva. Societatea la vremea respectivă și societatea săsească, în special la vremea respectivă, privea problema în termen de disoluție a societății. Da, deci chiar mai grav decât am spus eu. Exact, exact. Și atunci au început să se scarpine în cap și să discute și să caute soluții, într-adevăr. Și hai să vedem care au fost soluțiile. Astea le-am scris în această carte. Aici am permis să fac o glumă. La un moment dat, după ce a apărut cartea, m-a sunat un cititor, să zicem așa, și zice, domnul inginer, ce a scris o carte foarte grea. Zic, îmi cer scuze. Mie nu mi se pare. Am încercat să fac ușoară, exact, pe înțeles, fără prea mulți termeni tehnici. Zice, nu. Zice, o citesc seara și stau culcat pe spate în pat și zice, mai adorm și îmi cade pe nas și era să-mi rupă nasul. Okay. Mie chiar nu mi se pare grea, mi se pare foarte reușit scrisă și fluentă. Asta am și încercat să urmăresc firul ăsta, adică această carte să aibă un mesaj contemporan. Exact. Da? Deci nu studiem istoria de dragul de a studia istoria, ci de dragul de a nu repeta greșelile istoriei. În primul rând trebuie să vedem
soluția la care a ajuns societatea în următorii termeni. Deci, electricitatea nu a apărut dintr-o dată în Sibiu, cum de altfel nici normal. În Occident, da? Putem vorbi de pre-electrificare în Sibiu până la momentul 1896. De exemplu, deci vreau să descriu faptul că electricitatea n-a venit pe un teren total neprimitor, ci societatea era pregătită pentru acel moment și pregătită să accepte această variantă ca soluție de ieșire din criza de care am vorbit, ca una, de fapt, cea mai importantă, cheia de boltă a soluțiilor de ieșire din această criză. Momentele sunt, să zic așa, coborând în timp, 1795, când apare primul paratrăznet, cel puțin din Transilvania, dacă nu chiar din țară, oricum, unul dintre paratrăznetele vechi, chiar din Europa, în turnul Bisericii Evanghelice din Ciznădie. Exact. Ce interesant acolo, le recomand vizitatorilor care merg să urmărească acest lucru, deci nu este un paratrăznet făcut în termeni moderni, adică o sârmă sau o platbandă de pe turlă până jos și legată la pământ, la centura de pământare, ci la un moment dat turnul bisericii fusese trăznit de mai multe ori și oamenii la vremea respectivă, probabil având și la bază o intuiție pe care a avut-o în sfârșit Benjamin Franklin în America, au umplut cu metal, cu cupru, exact pe urma lăsată de trăznetul, de descărcarea electrică care s-a prelins dinspre turla bisericii înspre pământ. Deci în asta a constat paratrăznetul, dar în rest el a funcționat ca un paratrăznet cât se poate de funcțional și de modern. Deci 1795. În 1853, de exemplu, cel puțin după cercetările mele, aici chiar m-aș bucura dacă cineva se găsește să le completeze, chiar aș fi și eu curios. Deci, în 1800... deci mai mult decât în cronică. Că astea sunt fiind chestii de nișă, să zic așa, da. Nu se regăsesc. Acolo sunt momente mai importante. Și ea trebuie refăcută, dar... În 1853 deja regăsim în arhivele liceului Bruckenthal primele referiri la electricitate, în sensul că deja la momentul respectiv, se poate și anterior să fie avut, deja la momentul respectiv în dotarea, în dotările laboratorului de fizică al liceului, regăsim două mașini electrice, o baterie electrică, deci un generator electric, o pilă, volta. Deci iată că deja se studia în liceu așa ceva. Se știa ce e electricitate și vorbim de 1853. Da? În 1881... Înseamnă că în programa școlară a acestei școli sibiene deja exista și o astfel de laborator măcar. Corect. Ceea ce e uimitor. 1853 este un an foarte timpuriu din punct de vedere al electricității. Bine, probabil că e venit tot așa de pe filiera germană, a școlii germane. Fără dubiu. Ei au rămas tot timpul conectați la Occident, la valorile Occidentului, în integralitatea acestor valori. În 1881, de exemplu, ca să vedem că nu numai sașii, dar și românii erau interesați, deci asociația Astra, de a cărei importanță n-are rost să mai discutăm, dar iată, până și de domeniul ăsta se interesa, a trimis doi profesori ca delegați la Paris, exact pentru a studia electricitatea, ce e nou, cu ce se mănâncă, la ce e bună electricitatea, la ce ne-ar putea folosi și așa mai departe. Deci deja în 1881 Astra. În 1884, patinoarul din Sibiu a fost alimentat cu electricitate, cu lămpi electrice pentru o lumină mai ferică și pentru spectacolul trebuie invernal. Să spune unde era patinoarul, că nu era unde știm noi acum pe școala de not. Corect. Patinoarul era cam pe unde ar fi platou dintre actuala casă cercul militar și primăria veche, nouă, cum se spune? Un pic te corectez în sensul că da, era acolo, doar că mergem și pe unde este actuala clădire a Universității Lucian Blaga. Corect. Deci absolut tot acest platou era patinoarul Sibiului. Exact. De fapt, clădirea s-a construit pe patinoar. Și ce este important de spus cu acest patinoar, deci nu numai că a fost alimentat cu electricitate, dar electricitatea era furnizată de la fabrica de textilă Scherer, care era în apropiere, asta fiind Steaua Roșie de mai târziu. Deci tot pe unde știu că este pe Victorie, nu? Exact, da. Deci
Cam unde este și acum fabrica? Da. Nu știm exact de când a avut această fabrică de textile în dotare echipamente electrice pentru alimentarea utilajelor lor. Dar erau baterii? Sau? Nu, erau generatoare electrice. Erau generatoare, ok. Da. Bun. Deci, dar știm, probabil de pe la 1880 le aveau aceste întrebări. O să vedem puțin și alte exemple. În 1886, de exemplu, școala de fete din Sibiu deja avea sonerie electrică, școala de fete Astra, da? Asta vreau să întreb. Care e? Școala românească. Românească, da? Deci cea din parcul Astra. În programa școlară deja studiau la fizică materia electricitate. Uh-huh. Deci iar foarte Eu intervin ca să localizez pentru cei care ne urmăresc. Școala vechea școală de fete, actualul Colegiul Național Octavian Goga, nu era unde este astăzi colegiul, ci este exact între cele două cădere ale bibliotecii, unde este școala pentru deficiențe auditive. Da, ok, acolo. De exemplu, în 1892, Casa de Reuniuni, care era unde acum centrul militar, exact. Ce a ars și nu mai există. Păcat de clădirea aceea că am pierdut-o. Era deja alimentată cu electricitate, deci din sursă proprie. Aha, deci tot un generator. Da? Deci avea instalație electrică, generator, sursă proprie, era... În 1893 deja fabrici din Sibiu apar în anuare ca având instalații, propriile instalații electrice. 1893, deci înainte de 1896 apariția centralei Sadu. Uh-huh, uh-huh. Deci iată că, așa cum am spus, putem vorbi de o preelectrificare a Sibiului și acum înțelegem mai clar că electrificarea n-a picat pe un teren viran. Da? Dar deci interesul comunității exista, lumea cunoștea și cunoștea de ce. Păi foarte simplu, exact cum ai spus mai înainte, în principal sașii de aici, că trebuie să spunem lucrul ăsta, în principal sașii de aici, fiind în permanentă conexiune cu Germania, Austria, cu noutățile de acolo, erau foarte la curent cu ce s-a întâmplat și erau foarte deschiși la aceste noutăți și au înțeles care este avantajul folosirii electricității. Și o să vorbim puțin despre asta dar mai târziu. Ce trebuie să remarcăm este că ceea ce mi-ai amintit aici sunt aproape cazuri, de fapt. Noi nu vorbim de o situație generală. Noi doi, dacă trăiam în acea perioadă, nu aveam curent electric acasă. Corect, da. Tot cu lumânarea. Da, pentru că exact cum se întâmplă ca orice tehnologie, când a apărut primul telefon mobil, de exemplu, nu și-l putea la instituții, corect. Permite chiar oricine. Da? Deci orice tehnologie nouă care apare, prețul este încă scump. Este un lux la început. Exact, este un lux și îl permit doar cei cu dare de mână până să devină un produs de care să se adreseze. Și care a fost momentul în care de la aceste cazuri și generatoare cineva a zis în comunitate hai să electrificăm tot orașul? Sau cum s-a făcut acest pas? Sau unde a fost? Momentul a fost exact contextul ăsta de care am vorbit mai înainte, deci cu aceste constrângeri în care trebuia găsită o soluție la problemele economice, sociale și politice care existau, care erau văzute, cum am spus, la vremea respectivă, ca un pericol major de disoluție a societății săsești. Uh-huh. Da? Și atunci comunitatea, în spiritul pe care îl știm foarte bine, a început să se adune, oricum avea instrumentele necesare, în mod tradițional, și să discute ce e de făcut, ce putem găsi. Și aici, să zic așa, că de asta am dat toate exemplele, să se înțeleagă că nu e vorba doar de un singur exponent care a căzut cu parașuta din cer și el a venit cu soluția, cu bagheta magică. Exact. Nu. Comunitatea și-a găsit în fruntea ei pe un foarte bun susținător al tuturor soluțiilor de modernizare, un exponent, să zic așa, care a fost Carl Wolff, doctorul Carl Wolff, doctorul în sensul de doctor în științe juridice. Asta îmi place. Deși era fiul unui doctor, era fiul doctorului din Sighișoara, dar el s-a născut. Da, corect, el nu este născut în Sibiu. Da. Asta mi-a plăcut foarte mult și într-adevăr știu că împreună cu alți pasionați ai istoriei electricității în Sibiu, să spunem, ați făcut lobby-ul necesar și avem în Sibiu un fost generator, sau cum se numesc acele, nu știu cum se numesc, este la intersecția Calea Poplăcii cu Argeșului, zona aceea,
și cu Maramureșului. Este acea pictură cu cei trei oameni care mulți au crezut că sunt Lenin Engels, dar sunt trei oameni foarte importanți, foarte importanți pentru istoria Sibiului, dar despre care aproape nimeni nu cunoaște mare lucru. Da, din păcate. Din păcate, nici măcar o stradă nu avem cu numele măcar lui Carl Wolf, și este vorba de acest Carl Wolf, de Oscar von Miller, și o să mai vedem o altă prezentate în curând. Wolf era totul sibian, adică era de Alcase, era al nostru. Da, născut în Sighișoara, dar în cele din cine urmă este Carl a venit Wolf? În Sibiu. Carl Wolf s-a născut în Sighișoara, așa cum am spus, în 1849, ca fiu al medicului orașului, având susținerea familiei, și-a permis studii în străinătate. Și în cele din urmă a ajuns să lucreze ca ziarist în Viena. Ok. Din ziarist în Viena, exact pe fondul la care revenim, acele constrângeri și acea situație deosebită din Transilvania, generată de dualismul austro-ungar și de cealaltă probleme, la un moment dat, în 1873, a renunțat la Viena și la meseria de ziarist și a venit la Sibiu. A venit la Sibiu și a preluat conducerea cotidianului Hermann Steder Zeitung. Trebuie spus că pentru Saș, Sibiu era un fel de capitală, era un centru lor cel mai important cultural și se social. Se vede că a rămas până în ziua de azi. Exact, da? Exact. Deci, venind la Sibiu, ăsta a fost scopul lui, să lupte exact în... El a fost inițial interesat de aspectul politic al problemelor. A activat ca fost ziarist. Implicat politic. Asta a fost pasul următor. Okay. Deci, fiind ziarist în primă fază, în 1881 a devenit deputat în Parlamentul de Budapesta, deci s-a implicat direct politic, însă la relativ scurtă vreme după asta, deci a activat vreo 6 ani în Parlamentul de la Budapesta și a dat seama că în structura nou creată, și anume acest dualism austro-ungar, care desființase dieta din Cluj și transferase puterea la Budapesta, s-a și deveniseră peste noapte o simplă minoritate. Exact. Deci o minoritate minoritară din punct de vedere al votorilor. Și unde, da? Exact, erau foarte deci puțini. Orice ar fi propus în Parlament, orice ar fi vrut să propună, nu trecea pentru că nu aveau majoritate, este clar, nu, exact. Nu reușeau să... Dându-și seama că, de fapt, este o pierdere de vreme activitatea asta politică, pentru că nu are nicio șansă să rezolve ceva pe linia asta, a renunțat și la poziția de deputat și din 1883 a devenit director al băncii Hermann Steder Allgemeine Sparkasse. Deci asta era, să zicem așa, cea mai importantă bancă a sașilor din Transilvania. Știm unde era sediu? Da, în Piața Mare, cam unde era cofetăria Perla. Astea sunt două reprezentanțe de telefonie mobilă. Da, exact. Și o pizzerie înăuntru, unde l-am văzut mai nou. Acolo. Este, de fapt, a doua clădire de pe alinamentul cu Muzeul Brucătal, cum privind dinspre Bălcescu. Corect. Bun. Acum, ajungând director la această bancă, din momentul ăla a avut în mână instrumentele ca să înceapă să-și pună în aplicare planurile. Pentru că, repet, a încercat să lucreze ca ziarist, să formeze opinie publică și așa mai departe, a intrat în politică încercând să rezolve problemele comunității folosind instrumente legale politice, da? Corect. În sistemul parlamentar care exista, deci vorbim de opresiune, vorbim de un dualism, vorbim de chiar o asuprire națională care e bizar. A și fost. Spun că a fost marea greșeală a dualismului austro-ungar, care a dus la prăbucirea imperiului. Așa. De asta a și fost această sfârșire care... Corect. Doare și astăzi pentru maghiari. Așa e, greșelile se plătesc întotdeauna. Corect. Deci, dându-și seama că intră pe un drum, pe o fundătură, și a zis, în definitiv, hai să rezolvăm problema din punct de vedere economic, să ne constituim într-o forță economică, forță care să ne permită să gestionăm starea comunității, situația comunității și prin asta, practic, să salvăm comunitatea. Deci, cu riscul de a te plictisi și de a-i plictisi și pe... Pe mine, sigur, și nici pe cei care urmăresc. Repet chestia asta, vorbim în termen
chiar apocaliptici, așa, adică disoluția comunității, da, să se știe de aici. Deci lupta era... Eu îl văd pe Karl Wolf, și revenim un pic ce a făcut mai departe, îl văd pe Karl Wolf ca o voce a comunității, o voce a elitei, de fapt, comunității germane și sibiene, iar el față de ceilalți și-a asumat niște riscuri. Adică este exact reinventarea prin ceea ce cred că este o lecție, de fapt, la economie. Atunci când te apropii de faliment, mai faci o investiție mare care te reinventează și te scoate din acel marasm al căderii. Iar cred că el asta și a făcut. Omul era un vizionar, din punctul meu de vedere. A înțeles niște lucruri fantastic de bine. Fără doar și poate una dintre cele mai mari personalități pe care le-a avut Sibiu, o da, să vedem imediat, așa, foarte fugitiv, pentru că a avut atâtea realizări încât e imposibil să le trecem în revistă. Oricum, o personalitate de marca istoriei globale a Sibiului, care ar merita mai mult. Și eu spun fac doar o paranteză. Casa lui, pe care și-a construit-o spre sfârșitul vieții, deși în calitate Subarin, de director, nu? Da, al băncii Allgemeine Sparkasse, avea puterea financiară să-și construiască, și-a construit abia spre sfârșitul vieții, și asta la presiunea familiei: băi, ce director ești tu, n-ai o casă a ta. Casa nu mai există, a fost demolată chiar acum, anul trecut, mi se pare, în pandemie, și bun, că nu mai există, dar măcar o placă de marmură pe aici a existat casa. Gardul, exact, un bust, ceva, așa este. Placă de bronz, ca să marcăm existența locului unde și-a desfășurat, unde a trăit ultimii ani ai vieții, acest mare om al Sibiului, care practic ne-a lăsat moștenire. Sibiu modern. Da. Corect. Asta este ce mai vreau. Ne-a lăsat moștenire Sibiu modern. Mulțumesc că vă ajuți. Corect, așa e. Și el moare după avem Marea datoria Unire, din câte asta știu. Față de el, da. El moare după Marea Unire. Bun, acum să vedem din calitatea lui de director, ce a făcut și cum nu a împins societatea, pentru că, repet, el a venit pe un fond preexistent și cu o comunitate care era clar structurată și care cam știa ce vrea. El a fost doar catalizatorul. Exact. Ce obțin așa îl văd eu. Da, da. Da? Bun, și față de problemele care erau, și iar revin la acel fir roșu, comparăm cu zilele noastre după 89-90. Față de problemele care erau, cum puteai să ieși din marazmul ăla? Păi, în primul rând, din punct de vedere economic, prin investiții în infrastructură, da? Ca să faci investiții în general, ce trebuie? Bănci și bani, da? Deci, el fiind director al băncii Hermann Schneider Allgemeine Sparkasse, a reorganizat sistemul săsesc, de bănci săsești, care au bănci puternice. E suficient să spun că banca asta avea filiale cam în tot Imperiul Austro-Ungar, adică mergând până la Viena, deci nu era o bancă doar de interes zonal, regional. Deci așa cum veneau băncile din Viena și Budapesta spre Sibiu, și noi am mers cu ea, am înțeles. Da, da, da. Recunosc că asta nu știam. Eu știam că avea doar în Transilvania filiale, dar nu, mă bucur să aflu că aveam. Pentru că a știut să gestioneze foarte bine banii. Și politica financiară pe care au dus-o, politica pașilor mărunți cu dobânzi mici, ajutorarea persoanelor care apelează la serviciile financiare și așa mai departe. În ce sens a reorganizat sistemul bancar? A orientat fiecare bancă spre domenii specializate. Adică bancă agricolă, bancă de investiții în domeniul rural, bancă de investiții în domeniul industrial și așa mai departe. Societate de asigurări, exact. Bun, având baza financiară creată și instrumentele care să deruleze, să susțină investițiile, bun, acum ce investiții facem? Așa cum am spus, infrastructură. Păi ce trebuia? Transporturi. Corect. Da? La vremea respectivă despre ce vorbeam? Vorbeam despre trenuri. Trenul dădea să ajungă la Sibiu, Imperiul Austro-Ungar a dus calea ferată până la Vinț și de acolo a luat-o spre Copșa, Târgu Mureș-Cluj. Exact. De aia și în zilele noastre, că vedeți istoria ce urme lasă și cum, de unde apar efectele în contemporaneitate. Probabil, este o presupunere, nu am certitudinea că așa s-a întâmplat, dar probabil faptul că la 1848, care a dus la 1867, cum Sibiu a luptat clar de partea curții de la Viena împotriva trupelor revoluționare maghiare, atunci trupele revoluționare maghiare, când au ajuns la putere și au luat puterea din Transilvania, au transferat-o la Budapesta, ne-au ocolit. Au ocolit Sibiu ca și un fel Brașov de pedeapsă. Am uitat în pereche. Dar mai puțin Brașov, pentru că Sibiu a fost, să zic așa, principalul port drapel în lupta, în susținerea curții de la Viena și în lupta împotriva
trupelor revoluționare maghiare. Ne-au ocolit. E, și atunci ce au făcut sașii? Au zis, bun, ok, Imperiul sau regatul maghiar nu vrea să aducă calea ferată la Sibiu, o aducem noi. Correct. Și comunitatea s-a adunat, au făcut proiecte, au finanțat și au dus calea ferată la Sibiu. Știu că a și fost o delegație care a mers din partea Sibiului și Brașovului. Barițiu era din partea Brașovului și Volf din partea Sibiului și au cerut ajutorul. Adică au cerut posibilitatea aceasta de a trage linia ferată, că într-adevăr noi chiar eram la periferie, uitați aici. Da, da, da. Uitați sau poate era... ocoliți, da. Era esențial. Deci ca să-ți dezvolți legăturile comerciale, trebuie... Era mare inovare trenul în acel moment. Da, da. Deci era tehnologia de acum, exact la fel, de-aia zic, să urmărim contemporaneitatea. Ca acum, și când astăzi n-am trage internet. Discutăm acum de autostrăzi, exact. Sau pe care nu le facem. Da. Și vă pot spune că eram odată pe undeva, printr-o localitate în sud și un tip mi-a făcut cu mâna, l-am luat cu autostopul, văzând număr de matricular de Sibiu, doamne, la dumneavoastră la Sibiu merg treburile, la noi nu merg. Uite, păi, nu merg pentru că nu aveți o autostradă. V-au spus investitorii Correct. Francezi, doamne, faceți-ne autostradă, că avem nevoie de ea. Eminescu, în scriere lui economice, l-am dat, făcea un calcul de ce nu se poate exporta grâu din zona centrală a Moldovei, pentru că la un moment dat ajunge la Dunăre, de unde poate fi încărcat pe vapoare, la costul transportului, deja îl ridică valoarea grâului peste prețul pieței. Mm-hmm. Da? Deci dacă nu ai un transport ieftin, deja din start nu mai ce discuta. Deci, transporturi, cum am zis, cale ferată, dar nu numai vinți Sibiu, Valea Oltului și legătura cu regatul României. A fost profund implicat în acțiunea asta. Deci el a avut și acțiuni de negociere ca să pună toate elementele cap la cap în condiții politice dificile, că să fim bineînțeles, nu era foarte ușor. Da, așa este. Păi suntem în mijlocul acelui război vamal. Exact, exact. Legătura pe cale ferată spre Brașov, Mocănița în cele din urmă a fost finanțată și de HAS. Și ideea tocmai asta a fost, să legăm Valea Hârtibaciului și să valorificăm resursele Văii Hârtibaciului cu Sibiu și prin Sibiu Sighișoara. Mai departe. Exact. Și Sighișoara. Tot atunci discutăm de apă, canal, pavarea Sibiului. Deci se implică și în canalizarea orașului, exact, și în pavarea orașului. Discutăm de turism ca soluție globală și ce înseamnă turism. Păi cazare, așa a apărut Hotelul Împăratul Roman, clădirea nouă. În formula nouă, exact. Care a rămas o clădire emblematică, dar nu atât din punct de vedere al clădirii, și din punct de vedere al clădirii, dar din punct de vedere a ce a însemnat. Exact. Deci nu a fost o simplă un hotel, hai să facem o pensiune, zicem așa. Ci și-a avut rolul în această politică de dezvoltare a turismului, să zic așa, dezvoltare globală a turismului. Pentru că exact la fel, în aceeași perioadă, a apărut Păltinișul, a apărut Escafeu, societatea de turism, au apărut traseele în munți, au apărut primele concursuri, deci prima dată când s-a mers pe schiuri pe teritoriul actual României, aici a fost și în contextul ăsta de a dezvolta turismul. Primele ghiduri turistice, pentru că și-au pus problema și asta e foarte interesant de urmărit și asta încerc să scot în evidență în carte, cât de integrate au fost gândite toate aceste chestii. Adică își puneau problema, bun, facem cale ferată, vine turistul, coboară la Sibiu, vrea să ajungă la Păltiniș, să zicem. Da. Trebuie să-i punem la dispoziție legătură spre Păltiniș, trebuie să-i dăm un ghid turistic din care omul să știe foarte clar ce are, ce îi se oferă, cum ajunge, ce legături are, ce posibilități și așa mai departe. Toate astea au fost gândite și s-au născut unele din celelalte. Este clar că Carvolf în jur avea și o comunitate cu care lucra la aceste lucruri. Tot timpul trebuie să înțelegem că, în special când vorbim de saș, comunitatea este esențială. Da. Și, de fapt, repet, el a fost doar cheia de boltă, a fost doar exponentul comunității, dar el n-a fost răsărit din nimic. Exact. Da? Ca un deus ex machina. Da? Exact. Ok. S-a preocupat, pentru că degeaba vrei să dezvolți toate chestiile astea dacă nu ai populație educată.
Deci s-a implicat foarte mult în școlile din Sibiu, Orfelinatul Evanghelic, unde e centrul Friedrich Teutsch. Cel din, din Parcul Astra. Biserica Iohanniskirche, biserica fiind un element de culturalizare, fără evident, discuție. Evident. A fost tot timpul în istoria oricărei societăți omenești, religia în general. Monumentul episcopului Teutsch, școala din Piața Cluj, școala catolică din Terezian. Pe urmă, foarte interesant, tot în același context și în, în serviciile turistice pe care încerca să le promoveze Sibiu și care nu se, nu se adresau doar zonei Sibiului, ci în scrierile lui reiese foarte clar, se adresau, la un dat cam așa scrie interesant, celor din Câmpia Română care fug de căldura din miezul verii de acolo să vină să se răcorească la umbra brazilor din Păltiniș și așa mai departe. Deci tot de numele lui Carl Wolf se leagă Baia Populară și actualul complex Luther. Dar aici iară trebuie înțeles că lumea, din păcate, nu prea știe. Nu era vorba de un bazin și de o clădire. Era vorba de un, un complex, complex de un spa, spa, ceea ce numim exact, spa. Exact, avant la let. Da, da, așa deci și este. Vă dați seama, la, la vremea respectivă, despre ce vorbim, dar în ce sens? Cu tratamente, cu electroterapii, cu... Spitalul Luther, de fapt, este zona curatorială a Băii Corect, Populare. Exact, exact. Și apoi s-a transformat și a fost luat și exact, deci, a devenit spital deci de despre, despre asta vorbim și mai ales asta trebuie să vedem, că nu era o chestie așa foarte separată sau distinctă sau făcută urmare unei inițiative individuale. Făcea parte dintr-un pachet foarte bine gândit, foarte amplu și foarte închegat. Corect. Da? Într-o altă emisiune să vedem că în același timp și comunitatea română se mișcă exact la fel în, în Sibiu, doar sau auspiciile unei alte bănci, unei alte asociațiuni și așa mai departe. Dar asta este altă poveste pentru alt da. Invitat. Doar așa, pe scurs, ca să închei povestea cu Carl Wolf, la fel, pentru a sprijini aspectele culturale ale orașului, s-a implicat în sprijinirea Muzeului Bruckenthal, Asociației Naturaliștilor, Muzeul de Științe Muzeul Naturale, exact, Asociația pentru Studii Ardelene, dar și Cantina Săracilor, pompierii au beneficiat de ajutor din partea băncii și așa mai departe. Și transportul, și, până la urmă, tot el pornește, nu? Corect. Cheia de boltă a tuturor acestor măsuri trebuia să fie electrificarea. Corect. Repet, venită pe această, această situație preexistentă de care am vorbit mai înainte și am amintit-o, iar electrificarea, aici abia acum ajungem în miezul problemei pe care o dezbatem, el cum lucrase în Viena, pe urmă și-a dat doctoratul, nu mai știu exact unde, Leipzig, mi se pare, în sfârșit. Deci era bine ancorat în realitățile timpului, a sesizat și din punctul ăsta de vedere, clar a fost un precursor, a sesizat că electricitatea și electrificarea este o soluție care poate constitui un avantaj pentru zona Sibiului și poate scoate din criză această zonă. Și ce a făcut? Și acum putem să trecem mai departe sau să intrăm efectiv în problematica noastră. În calitate de director al băncii Hermann Stern... Acum vreau să caut unde a făcut doctoratul. Da. În calitate de director al băncii, a sponsorizat, deci a plătit din fondurile băncii deplasarea unei delegații de sibieni, deci au fost trei sibieni, unul dintre ei știu că era directorul colegiului Bruckenthal la vremea respectivă și încă doi consilieri care s-au deplasat la Frankfurt pe Main. De ce la Frankfurt pe Main? Că în anul 1891 la Frankfurt pe Main a fost organizată poate cea mai mare expoziție electrotehnică internațională. Deci, practic, cum a gândit lucrurile? Presupun că nu reiese din documente aspectul ăsta, dar presupun că, zic, bun, electricitatea, o visăm, e frumoasă, ne-ar putea rezolva probleme, dar nu prea știm ce e. Hai să vedem mai exact de cum se pun problemele. Și a trimis această delegație, deci urmăriți pașii așa, da. Să urmărim frumos, pas de pas. A trimis această delegație care a văzut acolo despre ce este vorba. Delegația s-a întors, a făcut un raport pe care l-a prezentat primăriei, Consiliului Local. Și în raportul ăla i-au zis foarte clar că asta, într-adevăr, este o soluție care ne poate rezolva problemele.
dar să vedem de ce. Pentru că această expoziție n-a fost o simplă expoziție. Expoziții de electricitate s-au întâmplat și la Viena, și la Paris, și la Londra, și așa mai departe, în Statele Unite. Asta a fost deosebită pentru că e suficient să dau o cifră. A avut 1.600.000 de vizitatori. Care 1891. Pentru perioada aceea era o cifră impresionantă. Imensă. Da. 1.600.000 de vizitatori la 1891. Da, expoziția a fost deschisă de Kaiserul Germaniei, Wilhelm al doilea, care a tăiat panglica inaugurală. Ei, interesant este că, și aici ajungem la un alt personaj care ne interesează pe noi, Oscar von Miller. Această delegație a luat legătura cu directorul expoziției. Heidelberg, scuze, la Heidelberg okay. Și-a luat doctoratul. Mulțumesc. A luat legătura cu directorul tehnic al expoziției pentru că au fost impresionați de tot ce au văzut acolo. Tot felul de mici aplicații ale electricității care răspundeau exact nevoilor și problemelor noastre. Adică acei mici meseriași care decăzuseră grozav. Corect. Care ar fi avut nevoie de această sursă pentru activarea strungurilor, utilajelor pe care le foloseau cu de energie ieftină. De fapt, și-au dat seama că cu electrificare puteau să revină pe piața cei care aproape se apropiau de faliment datorită produselor venite din Austria și din Ungaria. Și chestiile astea le-au văzut exact acolo în 1891. Mm-hmm. Și au venit, au raportat, doamne, exact ce ni se potrivește nouă. Dar mai important decât atâta, și aici venim la o mare importanță pe care are în momentul SADU și hidrocentrala SADU 1 și electrificarea zonei Sibiului, la acea expoziție de electricitate internațională din Frankfurt pe Main 1891, acel director a realizat un experiment cu titlul de noutate mondială. În ce sens? Pentru prima dată în lume, și este reținut ca atare momentul în toate enciclopediile, pentru prima dată în lume s-a aplicat experimental pentru alimentarea tuturor pavilionelor expoziției cu electricitate, s-a aplicat tehnologia transportului la distanță al electricității. Ce înseamnă asta? Acest director tehnic al expoziției de care vorbim și încep să intru puțin în biografia lui ca să înțelegem mai exact despre cine vorbeam. A doua persoană, de fapt, despre care vă vorbim, din acea pictură murală, Oscar von Miller. Oscar von Miller, el, în primul rând, s-a născut în 1855, era bavarez de origine, dintr-o familie nobilă, dar provenind dintr-o nobilitate de asta acordată datorită meseriei tatălui său, care era un foarte bun artizan. De exemplu, porțile de bronz ale Capitolului din Washington au fost turnate și realizate de tatăl lui Oscar von Miller. Okay. Deci era un foarte bun artizan în domeniu. A fost înnobilat pentru meritele lui profesionale, iar Oscar von Miller a moștenit titlul. Și, bun, tânăr, și-a făcut studiile inițial în München, Colegiul Tehnic din München, dar inițial fiind constructor, deci meseria construcției. În timp ce era student, începuse să afle despre electricitate. E, atâta l-a pasionat domeniul ăsta, încât a abandonat pregătirea în construcție, deși i-a folosit foarte mult pe urmă probabil nimic nu e întâmplător, i-a folosit foarte mult în activitatea profesională ulterioară și s-a orientat spre nou domeniul al electricității. Ba mai mult, a fost fascinat exact de problema asta a transportului la distanță al electricității. Și aici o să fac o mică paranteză ca să înțelegem ce impact a avut de fapt acest segment tehnologic sau acest aspect tehnologic al electrificării, transportul la distanță al electricității. Când vorbeam de preelectrificarea Sibiului, cum am dat exemplu casei de reuniuni. Ea era electrificată, însă acolo unde consumai energia electrică, acolo trebuia să o și produci. Corect. Deci ca și cum aici acasă am avea un mic grup electrogen, îi dăm drumul, suntem complet izolați, nu cum erau rețele, generatoarele din Sibiu de până atunci, nu? Corect, exact. Asta era o frână foarte mare în dezvoltarea acestei noi tehnologii. Toată lumea a început să se vadă. E mult mai interesant să folosești lămpi electrice decât lumânări sau lămpi cu ulei sau mai știu eu cu ce. Dar
dezvoltarea tehnologiei era, era limitată exact de, de condiționarea asta. Dacă practic nu puteți să-ți faci un generator acasă ca să ai propriul tău curent electric. Era foarte scump. Și costa, nici acum. Exact. Deci nici la ora actuală nu îți poți permite. Deci rețeaua, rețeaua care este de fapt capătul rețelei electrice de transport al electricității este mult mai ieftină. Deci asta se vede foarte simplu. Evident, da. Clar. Să mă alimentez din rețea este mai ieftin decât să mă, să-mi fac propria instalație. Propriul generator. Și devenind pasionat de problema asta, deja în 1881, ăla e momentul când a devenit pasionat, când a participat la Paris la o expunere făcută de un fizician francez, care în acel moment, Marcel Deprez îl chema, acel fizician a demonstrat teoretic că este posibil transportul la distanță al electricității. Până atunci nu se credea, da? Se vor pierde electronii, nu prea se știa exact cu electronii, se va pierde energia, nu putem să facem așa ceva. E, omul a făcut niște socoteli, niște calcule și a demonstrat că teoretic este posibil așa ceva. Oscar von Miller a participat la expunerile astea și a luat legătura cu el și a zis, bun, teoria că teoria, hai să vedem în practică. Și în anul următor, în 1882, l-a chemat la München. A folosit o linie de telegraf și pe acea linie de telegraf a încercat să transporte la distanță electricitatea, tot pentru alimentarea unei expoziții de electricitate din München. Chiar a folosit un motor, care motor antrena o pompă, care pompă folosea apă și a creat o mini cascadă artificială, să zic așa. Deci ca fiind avem elementul de spectacol. Și avem și apă. Exact. Însă experimentul nu a fost reușit. De ce? Pentru că experimentul a funcționat în curent continuu. Ori în curent continuu, la distanță mai mare, la un moment dat pierderile sunt așa de mari încât nu. Din punct de vedere al randamentului și automat, asta având implicații economice, căderile de tensiune sunt mari și practic se funcționează cu un randament de 30-40% la expoziția respectivă. A rămas deci în continuare. Exact, a fost un insucces, dar pe de altă parte un succes pentru că a zis, ok, nu asta este calea, hai să vedem care este calea. De ce? Pentru că între timp în Statele Unite, Edison 1881, prima rețea extinsă de electricitate și domeniu, adică borna zero a începerii electrificărilor, funcționa în curent continuu. Corect. Edison însuși s-a lovit de problema asta pentru că măsură ce a încercat să-și dezvolte rețelele, nu? Americanii, dinamici, afaceri și așa mai departe, s-a lovit de problema asta. Și atunci tehnicienii și inginerii și fizicienii au început să-și pună problema, ceva nu e în regulă, trebuie să căutăm altă soluție. E, nici soluția nu a nimerit așa din nimic, deci au fost mai mulți care au venit cu soluții parțiale, dar cel care a pus elementele cap la cap și a demonstrat pentru prima dată că se poate transporta electricitatea la distanță fără pierdere, adică în regim economic, deci cu un randament deja de vreo 70%, ce deja era foarte, mai mult decât promițător, a fost Oscar von Miller, care asta a făcut în 1891. Deci, la Frankfurt am Main. Exact. A construit o rețea provizorie, a folosit instalațiile, să zic, electricitatea exista și atunci, doar că erau mici aplicații locale, cam cum ar fi rețeaua, calculatoarele înainte de apariția internetului. Deci fiecare cu personal computerul lui. Nu se știa interconectarea între ele. Da, practic electrificarea, pe cum a propus-o familia, a fost exact impactul pe care a avut internetul în perioada, la 100 de ani diferență. Da, de aia și folosesc comparația asta, ca să fie mai clar. Atât de important este, de fapt, von Miller pentru istoria omenirii, de fapt, nu doar pentru povestea noastră. De fapt, Oscar von Miller a făcut o vizită prin 1885 la Roma și acolo a văzut deja o aplicare a ceea ce el a dus mai departe, și anume o hidrocentrală care alimenta instalațiile din Roma, o hidrocentrală de la Tivoli, unde sunt construită grădini, de firma Ganz din Budapesta și transformatorii folosiți acolo, și atunci a avut declicul, a realizat care este viitorul, care este soluția, și
momentul 1891, a realizat în mod experimental acest transport de energie dintre acea fabrică de ciment de la Laufen până în Frankfurt. Bun. Și să-l aducem la Sibiu pe von Miller. Experimentul a fost așa un succes încât toată lumea s-a lămurit rapid. Mai departe discutăm deja de Nikola Tesla, că în Statele Unite exact asta s-a întâmplat între Edison și Tesla, războiul curenților. Da. Edison, susținătorul instalațiilor în curent continuu, Tesla în curent alternativ, dar asta dorea foarte mult să povestim despre... Nu e subiectul nostru. Așa a apărut, e foarte interesantă și fascinantă istoria, așa a apărut ăsta, scaunul electric, că toată lumea poate se întreabă de ce americanii folosesc scaun electric. A fost urmare războiului curenților, corect, alternativ curent, între cei doi exponenți, Edison și Tesla. Bun. Revenim la momentul nostru. Delegația din Sibiu, văzând toate realizările astea, au luat legătura cu acest director tehnic al expoziției din Frankfurt pe Main, care era atunci tinerel, deci la începuturile carierei sale. De asta și și-a asumat să vină la Sibiu, care până nu era un oraș proeminent al lumii încât să... Păi în memoriile lui și scrie la un moment dat, că inițial nu a fost foarte entuziasmat să vină la Sibiu, dar pe urmă când a acceptat așa totuși să facă o vizită aici și a văzut în ce condiții primitive se lucra, și în ce situație jalnică era zona, urmare... Exact, la tot ce am povestit până acum. La tot ce am povestit până acum, a zis, într-adevăr, atunci m-am convins că trebuie să-i ajut pe oamenii aia, mai ales că el promova, în mintea lui deja se contura un concept care în Germania, pe urmă, e cunoscut, pentru că el e omul care a început electrificarea Germaniei, a electrificat Bavaria și așa mai departe, și anume energie pentru toți. Corect. Pentru că până atunci energia, așa cum am spus, era accesibilă, dar doar celor cu dare de mână. Corect. Sau asta, a statului. Transportul la distanță era soluția care oferea energie relativ ieftină aproape oricui, exact, aproape oricui interesat. Deci au luat legătura cu el, i-au prezentat situația din Sibiu, s-a lăsat puțin rugat, dar în cele din urmă a venit la Sibiu și așa au început lucrurile să se dezvolte. Dar să mai vorbim puțin despre Oscar von Miller ca să ne conturăm mai clar o idee despre personalitatea asta. Deci, el în 1882 a fondat împreună cu Edison compania care în cele din urmă, prin transformare, a ajuns celebra AEG, Allgemeine Elektrizität. Nu știam că și Edison este, a fost printre fondatori. Compania inițial s-a chemat DEG. Edison era, păi Edison ce a făcut? Fiind un foarte bun om de afaceri, exact ce a dezvoltat în New York, a început într-un fel de franciză, să zic așa, da, să-și dezvolte afaceri similare în restul țărilor, în Statele Unite și în restul țărilor occidentale. E, așa a ajuns la, în Germania și împreună cu Edison și cu alți investitori, cu Edison împreună cu Oscar von Miller au creat prima, această companie de care vorbeam, care a proiectat și executat prima centrală electrică din Berlin, de exemplu, da? 1885. Dar pe model Edison, curent continuu. Da, da. Deci Oscar von Miller, pe urmă, în timpul ăsta i se contura tot mai clar ideea că nu curentul continuu, așa cum a zis, este viitorul. La un moment dat și dat demisia, deși era pe caimar, să zic așa, adică era un antreprenor de succes, câștiga bani mulți, a preferat să renunțe la toate avantajele astea tocmai pentru a-și dezvolta propriile concepte. Ori conceptul ăsta trebuia să găsească o soluție la transportul la distanță al electricității. Cred că Sibiu și-a ajutat un pic, pentru că i-a oferit scena necesară să-și dezvolte experimentele. Și... Exact. Deci s-a... Cred că de aia și... De fapt, s-a aliniat planetele. De fapt a și ales Sibiu, da, tocmai din acest motiv. Exact. Și de fapt ce a realizat el până la urmă la Sibiu a fost exact modelul precursor al sistemelor energetice moderne. Deci avem centrală producătoare, aflată la distanță de localitate, deci amplasată în Sadu, centrală producătoare, linie de transport până în Cisnădie și până în Sibiu, rețea de distribuție și consumatorii racordați. Exact asta este... Da, tot, de fapt. Da, da, exact. Astea sunt elementele din care este alcătuit un sistem energetic modern. Și ce-mi place că totul începe dintr-un sat, mă rog, de lângă un sat din mărginea Sibiului, Sadu, care astfel intră pe scenă mondială. Corect, da. Acum, ce trebuie iară văzut, că
În momentul în care s-a realizat așa ceva, adică în momentul când a devenit posibil, din punct de vedere tehnic și economic, transportul la distanță al electricității, fața Pământului s-a schimbat. Evident. Efectiv, evident, fără niciun fel de exagerare. De-aia revin la ce am spus în deschiderea discuției. Sunt anumiți istorici care, dincolo de Revoluția Agrară, Revoluția Industrială, pun Revoluția Industrială ca fiind o etapă distinctă. Sau măcar ca o subetapă a Revoluției Industriale. Te întrerup un pic și întreb. Dacă, de exemplu, bine, eu aș mai introduce aici încă o revoluție, cea a tiparului, care a fost la fel de șocantă și la fel de importantă. Internetul este legat direct de curent electric, dar tiparul a venit din aproape din neant și a schimbat și a revoluționat lumea, a dus la multe alte lucruri, inclusiv niște războaie care au durat foarte mult timp. Nu intrăm nici în acele detalii, dar primele tipare ți apar la final de secol 15 în zona franceză germană, apoi destul de repede, deci în maxim 30 de ani ajung și în Transilvania, la Sibiu și Bistrița și Brașov și așa mai departe. Te întreb și aici, deci noi vorbim 1800, asta noi ai spus, o recapitulez pentru cei care ne urmăresc. 1881 avem prima electrificare a New Yorkului, Edison, da, pe varianta lui de transport. Și noi la Sibiu avem... Nu discutăm de transport, pentru că tocmai curentul continuu nu permitea transport. Da, scuze, transport. Scuze. Da, pe varianta lui, de distribuție. Și noi vorbim la Sibiu de 1891 Frankfurt pe Main și am ajuns la punerea în funcția centrală și a întregului sistem, că de fapt vorbim de un sistem și asta trebuie înțeles, 1896. Deci la 15 ani. Decembrie 1896, da. Ia dracu, lumea se mișca mai repede, dar parcă s-a mișcat mai repede de data asta. Însă vreau un pic să detaliez ce înseamnă, cum a schimbat fața Pământului această tehnologie. Dacă până atunci, repet, electricitatea exista chiar în România, chiar această Sadunul, centrala, existau înaintea ei nu numai centrale, chiar și hidrocentrale, vreo 7 hidrocentrale le-am identificat eu înainte de Sadu 1, dar erau aplicații mici, vorbim locale, de toată Transilvania, dedicate, nu? Vorbim de toată România. Ah, okay, da? Și prin Suceava găsim, în București, găsim chiar în București, centrala, hidrocentrala de la Grozăvești, care a alimentat tramvaiul din București. Dar nu erau integrate într-un sistem de transport. Am înțeles. De ce insist asupra aspectului ăsta? Că transportul la distanță al electricității la ce a ajutat? Faptul că, dintr-o dată, nu mai aveai constrângerea unei localități urbane, că, normal... Putem merge și la sat. Da, dar, în primul rând, au apărut în zonele puternice, din punct de vedere normal, financiar, și unde aveai și concentrarea industrială. Dacă era să construiești o centrală, îți trebuia, în primul rând, teren. Terenul era scump, corect, nu prea aveai unde să o construiești, ar fi însemnat fiecare fabrică, fabricuță cu centrala ei, ceea ce ar fi fost o nebunie și așa mai departe. Câtă vreme reușind să, exact exemplul nostru, da? Construim o centrală la Sadu și energia electrică o aducem în Sibiu, ceea ce a fost o revoluție extraordinară. Hai să ne punem în minte oamenilor de acolo. Acum nouă ni se pare banal, apăsăm întrerupătorul, se aprinde lumina, exact, nicio problemă. Dar atunci, acum, adică să vină energia pe niște sârme și să vină la Sibiu și să se miște motorul și motorul ăla să taie mai bine decât ferăstrăul de mână sau... Da. Nu se poate. Deci, pe două sârme a fost, sau trei sârme... Cred că a sau... fost un șoc de modernizare brusc, totuși. Exact, exact. Și trebuie văzut că au trebuit depășite și dificultățile astea, pentru că nu e ușor să vii să investești niște bani și la vremea respectivă discutăm de investiții majore. Că discutăm de infrastructură. Nu-ți poți permite să faci o astfel de investiție și să, pe urmă, să constați că, de fapt, sibienii nu sunt interesați să se racordeze la centrala electrică și ai băgat niște bani și nu ai consumatori, nu ai clienți pentru așa ceva. Deci au fost studii de piață, au fost, vorbind în termeni moderni, studii de fezabilitate, că mulți se miră, ce? Tot atâtea studii de fezabilitate. Fără alea nu poți să faci nimic. Corect. Da, trebuie să ai o idee clară. Te întreb de simplu, de ce Sadu? De ce nu Rășinar? De ce nu... Sadu pentru că... Avric. Sadu pentru că aici intervine iară comunitatea, că trebuie să vedem și lucrul ăsta. Nu a venit Oscar Familor omul care le știa pe toate și le rezolva pe toate. Venim pe un fond în care avem oameni de diverse specialități care acționau într-o comunitate, diverse pregătiri, diverse experiențe profesionale și atunci primăria din Sibiu și-a luat în sarcină să găsească o sursă de apă pentru... că inițial s-a discutat inclusiv varianta termocentrală sau hidrocentrală.
Și Oscar von Miller, venind la Sibiu, și prezenta niște studii de fezabilitate în care a arătat că ar fi mult mai bine să construim o hidrocentrală decât o termocentrală, pentru că energia produsă e mult mai ieftină, avantajele sunt multiple și așa mai departe. Și atunci primăria a însărcinat inginerul orașului, de la vremea respectivă, să găsească o sursă de apă în care să aibă debit suficient de apă și, evident, trasăm o rază de jur în prejurul Sibiului să găsim care e cea mai apropiată sursă de apă, pentru că întotdeauna când vorbim de soluții tehnice, trebuie să vedem că, de fapt, sunt soluții tehnico-economice. Da, așa este. Da? Deci, tehnic poți să aproape să faci orice, dar dacă costurile nu sunt rezonabile, atunci, din start, tot proiectul pică. Inginerul orașului a identificat râul Sadu, care avea debit suficient. Era... Știi numele? Da, dar din păcate nu mai țin minte, e trecut în carte. Și nu numai asta, trebuie să vedem și asta, inginerul orașului nu prea exista experiență atunci. Adică, din cauza asta, înregistrăm unele dintre primele măsurători hidrometrice. Ce înseamnă asta? Eu trebuie să știu câtă apă îmi vine pe râu. Și nu numai câtă apă vine pe râu, trebuie să știu câtă vine primăvara, câtă vine vara, câtă vine toamna, pentru că debitele sunt fluctuante. Și de fapt asta a dus la alegerea sadului, nu? Trebuie să știu câtă apă vine pe o perioadă de mai mulți ani, pentru că anul ăsta poate e un an în care, anul ăsta când fac măsurătorile, s-ar putea să fie un an secetos sau un an ploios. Exact. Și atunci, din start, eu fac calculele de dimensionare unei centrale pornind de la ipoteză greșită. Corect. Deci trebuie să găsească acel flux mediu al râului. Exact. Și în momentul în care dimensionez greșit centrala, automat și eu fac o socoteală și bun, pot să alimentez 1000 de consumatori. Și când fac centrala, n-am apă decât să alimentez 100 de consumatori. Exact. Sau din cauza asta este foarte interesant de văzut că în prima fază, necunoscând bine debitele, pentru că în mod normal debitele astea trebuie urmărite pe perioade cu cât mai îndelungate, cu atât mai rezultatele sunt mai aproape de adevăr, s-a luat și o măsură de rezervă și este una dintre prioritățile tehnice ale centralei SADU. Bun, ce facem dacă scad debitele așa de tare încât nu mai avem suficientă producție de electricitate? Păi atunci avem mai multe soluții. O soluție este să prevedem și niște grupuri termoelectrice cu cuptoare alimentate cu lemne și turbine cu aburi. Deci în cazul în care scad debitele, folosim turbinele termoelectrice. O altă soluție, și o dă Oscar von Miller în studiile lui de fezabilitate, adică se poate, știu eu, raționaliza, să zic așa, funcționarea tramvaiului din Sibiu. Pentru că tramvaiul din Sibiu, iară foarte interesant, era gândit de la început. Deci electrificarea asta a Sibiului n-a însemnat, și aici trebuie să vedem o distinție foarte clară față de alte zone din România, care multe din ele își arogă momente de-astea de apariția electricității, care, dacă ne uităm pe ani, cam tot pe atunci au început și ei. Alea erau niște mici chestii, o mică... Cazuri locale. Un mic generator care alimenta 3 lămpi, 5 lămpi, iluminată pe două străzi și atât. Dar nu o rețea întreagă a unui oraș aici, și care nu aproviziona doar lumină, dar și funcționarea în sine. Un exemplu mai mult decât concludent. Prin 1883, vizitând o expoziție internațională de electricitate de la Viena, primarul din Iași, și ieșenii își puneau probleme electrificării, primarul din Iași cam așa declară în memoriile lui, zice, am fost, am vizitat, am văzut, pe mine m-a interesat doar iluminatul și nimic altceva. Sau doar iluminatul și atât. Da, pe când la noi nu. În timp ce la noi... Carl Wolf, Oscar von Miller arată foarte clar în memoriile lor, ideea a fost nu să venim să construim o centrală electrică pentru a moderniza iluminatul străzilor din Sibiu, ca să arate ca în Occident, să zicem, corect, deci o chestie de fațadă, nu, ci să producem electricitate tocmai pentru a reuși să alimentăm acele ateliere cu acei meseriași aflați în criză. Exact. De fapt, de acolo a pornit toată ideea. De acolo a pornit toată chestia. Secundar a fost iluminarea Sibiului. Asta face toată diferența. Este o alt unghi de privire a situației. Și la fel, când vorbim de abordarea globală și când vorbim de infrastructură, un element din infrastructură, dar am înțeles că facem o altă... Da, chiar te rog. În alte discuții, a fost tramvaiul. Deci a fost de la bun început gândit tramvaiul care să fie alimentat cu electricitate din centrala SADU, din sursa SADU. Tramvaiul nu de dragul de a face tramvaiul, tocmai pentru
tramvaiul sibienii mai vechi, mai țin minte că erau și niște mici linii de racord prin Piața Mare. Ultimele au dispărut. Cei mai mici nu-și amintesc acest lucru. Ultimele au dispărut din curțile interioare, din Piața Mare în 2005-2006, când cu lucrurile cu Capitala Culturală Europeană. Pentru că marfa venea pe cale ferată până la Sibiu, de acolo era preluată cu tramvaiul, erau și vagoane de marfă și de acolo era distribuită spre depozitele. Acestea sunt și de fapt liniile acelea din spate de la Independența, care încă unele mai există? Nu, alea deja, sunt o epocă mai târzie. Ok, deci nu. Da. Dar e bine că am clarificat. Și nu discutăm mult, că asta deja intră în deschidem un alt subiect. Voiam doar să spun că de la bun început așa trebuie să vedem lucrurile. Toată chestia asta a fost făcută ca să răspundă acestor provocări, să rezolve aceste probleme de care am spus. Și încă o dată, repet, acel fir roșu, acel semnal de alarmă, să urmărim cu ce s-a făcut la noi. Hai să trecem rapid în revistă. Deci, ce au zis? Bănci ca să finanțăm lucrările. Noi ne-am făcut băncile praf după 90. Cale ferată, în general, transporturi, drumul, ca să asigurăm transporturi. Noi autostrăzi n-am făcut, cale ferată, suficient să spun că Bulgaria, căile ferate din Bulgaria sunt mai electrificate decât cele din România. Da. Deci suntem mult în urma Bulgariei. Corect. Nu ne mai comparăm cu alții, da? Deci cale ferate n-am făcut nimic. N-avem autostradă cap-coadă în România. Nu am reușit să legăm două provincii istorice între ele prin autostradă. Nici măcar Ardealul de Banat urmează. Da. Turism. Deci în turism n-are rost să comparăm litoralul românesc cu litoralul bulgăresc. Da? Corect. Deci, de fapt, asta e caracteristica. Da. Pe litoralul românesc fiecare de capul lui, pe litoralul bulgăresc o abordare globală și o viziune unitară. Ce vreau să te întreb? Care a fost șocul primei lumini la Sibiu? Sau oare oamenii au fost mirați sau, de fapt, erau obișnuiți? Oricum aveau aceste mici generatoare? Deja erau obișnuiți că am dat exemplele astea și mai mult decât atâta, în momentul în care s-a discutat, s-a conturat ideea acestei soluții, Oscar von Miller, pe baza experienței avute de el, nu numai că a venit la Sibiu și a început și a făcut studiile și s-a ajutat de inginerul orașului, cum am spus, și tot de prin inginerul orașului au distribuit chestionare ca să vadă câți dintre sibieni ar vrea să se racordeze la noile instalații care vor apărea. Au făcut calculele, cum am zis, să vadă cât de mare va fi centrala și cât poate acoperi centrala necesară de electricitate. Dar beneficiind de experiența lui de organizator al expozițiilor de electricitate, același lucru l-a făcut și aici. Uh-huh. Astfel încât în 1893 înregistrăm o mare expoziție de electricitate, posibil prima de profil din țările române, în care n-a făcut altceva decât să prezinte, bine, la o scară mult mai mică și păsând proporțiile, ce a prezentat el în München și în Frankfurt pe Main, să prezinte la Paris. Repet, la o scară mult mai multă, mai mică, ajutându-se și de instalațiile existente. Deci fabricile din Sibiu au venit și au pus la dispoziție generatoarele și așa mai departe. Cea din spatele casei armatei de astăzi? Da, da, exact. Pe actuala stat de ciorat. Dar ideea care a fost? Nu atâta să vin să-i uimesc pe sibieni cu electricitatea. Să-i obișnuiesc, ba chiar să-i transform în copărtași la această acțiune, adică în cumpărători de acțiuni. Corect. Pentru că societatea uzină electrică din Sibiu s-a dezvoltat ca o societate pe acțiuni, cu acțiuni... HEV-ul, cum ar veni. Da, da. Și când se fondează societatea? Societatea s-a format în 1985, în 16 mai 1895. Deci, ăsta este rolul acelei expoziții, să familiarizeze oamenii cu electricitatea și să pună cap la cap toate aceste elemente. E, odată ce lucrurile au început să se direcționeze, să zic așa, s-a trecut efectiv la calcule pentru dimensionarea centrală și pregătirea lucrărilor. Deja în 1895 s-a fondat societatea efectiv. Au fost adunați banii prin subscripții publice, iar lucrările s-au derulat așa de repede încât este uimitor. Au început prin toamna anului 1895 și în decembrie 1896 deja centrala a început să funcționeze. Te întrerup un pic pentru că vreau să te întreb ceva. Cine este a treia figură din acea pictură murală care o găsim la intersecția străzilor? Până să ajunge la a treia figură, te rog frumos să mă lași să creionez
această a doua figură, că e foarte important. Atâta vreau să mai spun despre acest Oscar von Miller, ca să înțelegem că, din păcate, e o figură prea puțin cunoscută la noi, mult prea puțin cunoscută la noi, ori e suficient ca să nu intru în filozofel prea adânci. Pe baza principiului spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești, e suficient să spun că Oscar von Miller, și am la muzeul de la Sadu 1 și la fel în monografie, fotografii cu el alături de Rudolf Diesel, inventatorul motorilor diesel, da, alături de Edison. Am amintit mai înainte că el a colaborat cu Edison și a realizat prima centrală din Berlin, 1885. Îl am alături de Rabindranath Tagore, laureatul Premiului Nobel pentru poezie. Deci se învârtea într-un cerc de elite. Da? Deci elite intelectuale, elite tehnice. Nu, el este și fondatorul Muzeului Tehnic din München. Exact, mulțumesc că mi-ai ridicat mingea la filo, că mă iau cu vorba și uit. Și e important să spun chestia asta. Mulțumesc. Creionez. E important să spun chestia asta. Nu numai că este creatorul, dar trebuie să vedem că acel muzeu, el l-a constituit după ce a văzut Muzeul Tehnicii din Londra, din Paris, așa în Paris a luat legătura cu Marcel Debrecht, am povestit mai înainte, și a zis, gata, trebuie să fac și la noi așa ceva, și i-a apărut ideea, dar el a dus-o mai departe. Și anume, nu numai că Muzeul Tehnicii din München, Deutsches Museum, este cel mai mare muzeu al tehnicii din lume la ora actuală, dar are la bază, a avut la bază de la bun început ceea ce alte muzee nu au avut, și anume conceptul de muzeu viu, adică accesul la exponat. Deci nu doar o simplă colecție ceea de obiecte vechi. Corect. Exact. Da, deci școlile, facultățile din Germania vin, fac lucrări practice acolo, pentru că sunt tot felul de machete funcționale care efectiv funcționează. Îi ajută pe copii și pe elevi și pe studenți să înțeleagă principiile fizice și așa mai și departe. Și aici te întreb, e o legendă, e adevărat că acolo avem și o piuă din Sadu? Da. Există? Nu cred că este expusă, dar... Da. Am purtat o corespondență cu Deutsches Museum, însă de data asta nemții m-au dezamăgit, în sensul că le-am trimis niște scrisori în care am cerut să-mi clarifice problema asta. Din păcate n-am primit răspuns, însă sunt absolut convins că asta este de ce. Pentru că, în afară de faptul că în acel muzeu, pe acea moară, care este o moară de apă de tip Pelton, scrie moară românească, în modul clar. Da? Eu am cerut clarificări din inventarul lor, cine a colectat-o, când, cum a ajuns în muzeu și așa mai departe. Nu, din păcate nu mi-au răspuns, însă Oscar von Miller, și am poze în fotografii publicate în lucrarea asta, în momentul când am venit la fața locului să identifice traseul, amplasamentul viitoarei centrale, locul viitorului baraj și așa mai departe, pe locul unde exista barajul, și dau o fotografie foarte frumoasă, existau niște instalații hidraulice, țărănești. Da? Pentru că, și asta trebuie să înțelegem, nimic nu se naște din nimic. În zona carpatică aveam o tradiție întreagă, dar vorbim de o tradiție preindustrială. Aici deja am făcut pasul în epoca industrială. Exact unde a construit barajul a trebuit să demoleze o astfel de piuă, da? Și aproape sigur că acea piuă a luat-o și a dus-o la muzeul din München. Înțeles. Pentru că, în primul rând, a văzut sistemul diferit de rotor, care nu e altceva decât precursorul turbinelor moderne de tip Pelton. Deci, el, ca tehnician, a fost fascinat de chestia asta. Repet, nu am certitudinea, nu am confirmarea scrisă negru pe alb, dar în muzeul din este München, punctul tău de vedere, această moară este înscrisă ca fiind moară românească, la modul clar, și nu putea să provină de altundeva decât de aici, pentru că Oscar von Miller a fost aici, s-a demolat în perioada acea piuă pentru a face loc barajului și el aproape pleacă, sigur. El pleacă după 1896? Sau și se mai întoarce? El, pe parcursul întregii lui vieți, și a trăit până în 1934, el a rămas un apropiat colaborator al uzinei electrice din Sibiu. Deci el a contribuit, pe urmă, la electrificare. Bun, și a dezvoltat proiectele în Germania, pentru că l-a ajutat ceea ce a pus în practică aici la Sibiu. Exact. Deci, într-un fel, și pentru el a fost un ajutor la început de carieră, să zic așa, că la Frankfurt pe Main a pus în practică un experiment. E drept că, exact la fel cum au procedat sibienii, au procedat și consătenii lui, să zic așa, din Fürstenfeldbruck, asta e o localitate lângă München, localitatea lui natală, care au venit și au zis, ok, fă-ne și nouă, că uite ce chestie faină. Însă acolo, localitatea fiind mai mică, nu a fost nevoie să folosească tehnologia de transport la distanță al electricității. În timp ce aici, la Sibiu,
a folosit chestia asta. Pe baza ceea ce a văzut la Roma, cum am povestit, pe baza colaborării cu firma Gans din Budapesta, care avea o echipă foarte puternică de ingineri și inventatori, și pe baza colaborării cu Brown Boveri, niște transformatoare în concepție proprie, în legătură cu inginerii Brown Boveri. Te întreb așa, societatea aceasta electrică din Sibiu este cea care astăzi este Electrica Sibiu sau? Da, este. Deci este de fapt cea mai rămas din ea. Și Transelectrica. Și Transelectrica. Și Hidroelectrica la fel. Deci practic tot ce avem pe strada Hidroelectrica uzinei. Hidroelectrica moștenește SADU 1, SADU 2. Mhm. Da, ele nu mai funcționează. Electrica astăzi nu mai moștenește sediu, pentru că sediu din păcate a fost demolat în 87, era cel care dădea spre piața Gării. Unde sunt blocurile astăzi? Da. Însă pasul următor, da, asta e deja o altă epocă. Clădirea. Acum unde se află Electrica e Societatea Electrică Transilvaneană pe acțiuni, dar discutăm de aceiași oameni, aceeași clădire absolut superbă, acel sediu al Societății Electrice. Chiar și mie îmi pare rău că s-a demolat, în fine. Da, intervențiile brutale ale comunismului. O pierdere. Ce mai vreau să mai spun despre acest Oscar Fomila, și cu asta închei, că e o personalitate așa de mare și de fascinantă, însă cer scuze că am insistat, vreau să se înțeleagă faptul că acest monument tehnic pe care îl avem la SADU este legat de un nume așa de important. Corect. Deci numai de un moment tehnic important în istoria energeticii românești, în primul rând, dar chiar și europene, așa cum am spus, pentru că la ora actuală nu cred că găsim, din păcate nu există un site sau o asociație atât de dedicată încât să am informațiile foarte la îndemână, dar eu cred că în Europa nu găsim la ora actuală mai mult de un 5, 6, hai 7, hai 10, cu mare indulgență, centrale mai vechi decât SADU. Și legate de tehnologia de transport la distanță, nici atât. Da. Deci am făcut un fel de pionierat până la urmă. Un pionierat clar pe care, repet, Oscar von Miller l-a folosit întorcându-se în Germania, electrificând Bavaria, mult de povestit și aici. El a făcut parte inclusiv din Comisia de Discutare a Clauzelor Armistițiului după război. Da. Deci o personalitate. Să nu divagă. Dar ce vreau să zic, că asta obligatoriu vreau să spun ca să se înțeleagă, pentru că iară revin la epoca noastră. Ce a zis el în 1896 la inaugurarea centralei SADU 1? Deci 18 decembrie 1896. Printre alte discursuri de toate felurile acolo, în stilul caracteristic, cu sărbătoare și atmosferă sărbătorească. Mă uit un pic să văd cine era și primar. Citez puțin din memorie, dar ideea foarte clar era asta. În afară de faptul că își exprimă convingerea că această centrală se va dezvolta pentru bunăstarea și binecuvântarea locuitorilor orașului și a zonei, zice la un moment dat în felul următor, atenție mare, ca asta o să și repet, zice, astăzi nu mai concurează un om de afaceri cu altul, astăzi concurează orașe, zone întregi și țările între ele, și în acest război pașnic, deci atenție mare, e pașnic, dar e război. În acest război pașnic vor câștiga cei care vor fi înzestrați sau dotați cu cele mai bune instrumente industriale și cu cele mai bune ajutoare tehnice. Corect. Da? Corect. Deci, cât de actuale sunt vorbele lui și cât de bine ar trebui să le avem inscripționate, puse, să le avem în vedere și eforturile noastre să fie orientate în sensul ăsta. Pentru că altfel, dacă facem abstracție de astfel de dezvoltări, așa cum am spus, industrializarea a început în insulele britanice, da? Uh-huh. De acolo valul tsunami a început să lovească toată lumea. Deci orică am vrut, orică n-am vrut, orică ne-a plăcut, orică nu ne-a plăcut, valul tsunami a ajuns peste noi. Și atunci îți pune întrebarea, ce faci? Aștepți să vină să te lovească sau înțelegi din timp și ți iei măsuri din timp? Bine, cât se poate, sunt țări mai mici, țări mai mari, țări mai cu resurse mai mari, mai mici, dar nu ai de ales. Deci, un fel de globalizare avant la letre, de care nu poți scăpa, oricât ai vrea, oricât ai... Primar era în acel moment, dar aici recunosc că Sighereu are o problemă, dar, în fine, primar era Iosef Drotlev. Mă uitam și la cel din înaintea lui, pentru că e clar că și acela a avut un rol, dar nu-l găsesc, pentru că Sighereu lasă o pauză destul de mare între Wilhelm Hochmeister și Drotlev, de 10 ani, în care nu știm cine a fost primar. În fine, există alți... Următorii istorici vor afla și ce și cum. Bun.
Ok, și atunci, până să trecem la cealaltă personalitate, că am lămurit-o cu Oscar von Miller, totuși, te rog să-mi permiți să adaug și asta. Am amintit Oscar von Miller cu Edison, Oscar von Miller cu Rudolf Diesel, Oscar von Miller cu Ford. Oscar von Miller, la rugămintea lui Ford, de exemplu, i-a făcut un muzeu pentru uzinele Ford. Uh-huh. Oscar von Miller cu Einstein. Ok. Am o fotografie în monografie. Deci nu numai asta, dar în 1891, la acea expoziție din Frankfurt pe Main, unul dintre expozanți, Oscar von Miller a fost organizatorul. Expozanții au venit la cererea lui Oscar von Miller. Unul dintre expozanți a fost tatăl și unchiul lui Einstein, care avea o firmă de produse electrice, motoare electrice și așa mai departe. Foarte tare. Da? Foarte tare, da. Iar Oscar von Miller, în acea fotografie cu Einstein, îl regăsim parcă în 1935 la Consiliul Mondial al Energiei, în care, în prezidiu, alături de Oscar von Miller și lângă Oscar von Miller, este Einstein, correct, de fapt. Da? Da. Deci, în mediul ăsta se învârtea Oscar von Miller și iată un element în plus care dă valoarea acestei centrale, care este SADU 1. Da? Bun, și atunci am încheiat acum cu ce voiam să spun. Ajungem la momentul SADU, punerea în funcție. Am zis ce a spus Oscar von Miller și eventual repet pentru că mi se pare extrem de important. Da? Deci astăzi nu mai luptă un om de afaceri cu altul, ci orașe și țări între ele și în acest război pașnic câștigă cei care au o industrie mai pusă la punct și ajutoare tehnice mai importante. Și de fapt vedem cu ochiul liber cât de mare dreptate a avut. Face teorii întregi, remarcă, chiar el zice, faptul că s-au construit centrale electrice aici, deja zona asta îi dă un avantaj față de altele, un avantaj concurențial, un avantaj civilizațional și așa mai departe. Întrebai mai înainte și n-am apucat să-ți răspund atunci, Oscar von Miller, deci a colaborat pe parcursul întregii lui vieți cu... Simt că trebuia să-i faci, de fapt, doar emisiunea lui von Miller. Cu cei de aici din Sibiu și electrificarea Transilvaniei îi se datorează în bună măsură. Deci a proiectat și realizat instalațiile electrice din Reghin, din Sebeș, din de unde? Că mai era ceva. Bistrița. Da? Deci îi se datorează tot lui Oscar von Miller. Hai să descoperim cine era al treilea. Al treilea este Zygmunt Dachler, este cel care timp de 45 de ani a fost director al uzinelor electrice din Sibiu, pentru că societatea care a fost săsească, clar, denumirea este Hermannstedter Electrizitätswerk, de aici HEV, dar în traducere românească, uzinele electrice din Sibiu. De aia s-a păstrat denumirea, inclusiv a străzii uzinei, unde este sediu electrica. El apare în scenă în pasul următor, în sensul că, la recomandarea lui Oscar von Miller, urmare unui accident tragic, șeful centralei SADU a murit electrocutat la niciun an după darea în folosință a centralei. Și atunci Oscar von Miller a recomandat un inginer pe care îl cunoștea, care se numea Zygmunt Dachler, și care a venit la uzinele din Sibiu în 1897, deci la aproape un an după darea. Deci nici el nu este sibian, dar vine. Nu, nu este sibian, este șvab bănățean, este din Caransebeș. Familia lui era o familie cu vechi tradiții de morărit în zonă. Și de fapt învață nativ aproape ingineria aceasta. Da, într-un fel o paralelă cu modul cum s-a apropiat de electricitate Oscar von Miller, că vorbim de începuturi, când electricitatea abia atunci afla unii că există electricitatea. La un moment dat a fost contactată familia de firma Ganz din Budapesta și i-au propus să le concesioneze una dintre morile familiei pentru adaptarea acestea, modificarea și adaptarea în vederea generării de electricitate pentru alimentarea localității Caransebeș. Tare. Acest Zygmunt Dachler a fost așa de fascinat de problema aia încât a renunțat la studiile superioare începute, care erau studii de morărit și panificație, și a zis gata, mă apuc de electricitate, ceea ce mi se pare și normal. Și așa a ajuns să studieze la Budapesta în prima fază, Ganz, Budapesta, și pe urmă de acolo a ajuns... A, deci vine din zona Ganz, a acestei societăți din Budapesta.
Firma Gaz din Budapest era o firmă foarte puternică. Deci el așa ajunge, de fapt, să lucreze la ASAD-ul. Așa ajunge să meargă în Budapesta, da? Să studieze în Budapesta. Dar de acolo, deschizându-și orizontul și mai mult, ajunge în Elveția, la Winterthur, în Elveția, și desăvârșește studiile în domeniu acolo. Lucrează în Elveția vreo 2-3 ani. El a proiectat, sau a participat, ca să nu exagerăm, a participat la proiectarea tramvaielor din Geneva, de exemplu. Înțeles. Și la un moment dat, la recomandarea lui Oscar von Miller, nu știu să spun în ce context l-a cunoscut Oscar von Miller, dar cert este că la recomandarea lui a fost recomandat Consiliului de Administrație al Uzinelor Electrice din Sibiu și a fost acceptat începând cu 1897. Și din 1897 până în 1945 a fost neîntrerupt director și de numele lui se leagă toate realizările energetice sibiene, dar așa cum am spus, toate sunt împreună cu Oscar von Miller și cu colectivul de aici. El moare la Sibiu, nu? El a murit la Sibiu, da, da. Dar în perioada comunistă? În perioada comunistă, da, pentru că, din păcate, față de marile lui realizări, în 45, odată cu evenimentele binecunoscute, chiar înainte de naționalizare, care a fost abia în 47-48, el a fost efectiv, se pare, alungat de la conducere. Și la proiect care reprezenta burghezia, chiaburii, da, și nu, da, era în context, nu era imagine specific, exact, corectă pentru comuniști. Ce vreau să spun despre el, de numele lui se leagă SADU 1, nu, dar mai departe. În 1901 a fost construită centrală diesel din Sibiu. Și aici iară trebuie povestit puțin. Care este puțin tot în zona uzinei, nu? Străzii uzinei, da, de astăzi. Hala unde a funcționat centrala diesel există și în ziua de azi, sau halele, că de fapt au apărut în cursul... Hala inițial a fost amplificată, dezvoltată, pe urmă a apărut un nou corp de clădire și așa mai departe. Dar făcea parte din același program. Ei gândeau în pași, să zic așa. Și deoarece dezvoltarea bazei energetice, pentru că lumea, am zis, cunoștea cât de cât, sibienii au fost deschiși la acest, la noua formă de energie, dar să ne imaginăm că a fost un entuziasm popular și absolut toți sibienii, că pentru unii oricum erau cheltuială mare și atunci stăteau în expectativă să vadă, da, chiar așa sau nu e chiar așa. Și la un moment dat, imediat după darea în folosință a centralei, cererea de electricitate a crescut tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult și s-a adeverit, cum a avut dreptate Oscar von Miller, că de când a fost construită centrala SADU 1, el a zis, mai faceți-o mai mare și lăsați o rezervă că o să... Și așa apare SADU 2? Așa apare întâi această centrală diesel SADU 1. De ce? Pentru că pentru a ține pasul cu cererea. Corect. Deci cererea era mare, o centrală diesel înseamnă bani mai puțin, timp de execuție mult mai scurt, și așa a apărut această centrală diesel. Rentabilitate ceva mai mică față de o centrală hidroelectrică. Deci n-au avut timp suficient la dispoziție să ajungă la SADU 2 și să dea în folosință în 1907 SADU 2, dar știau foarte clar și de fapt SADU 2 pe urmă explică și succesul instalațiilor de aici, pentru că având SADU 1, SADU 2, funcționari care au început să funcționeze interconectat, energie ieftină, corect, abundentă, deja, cel puțin în fazele de început. La SADU 2 nu mai vorbim doar de Sibiu ca și electrificare, vorbim deja de o regiune. Păi și cu SADU 1 vorbim de o regiune. Deci și cu SADU 1. Că vorbim, datorită SADU-ului 1, vorbim de prima comună electrificată din România, care este SADU. Uh-huh. Unii își arogă merite că n-ar fi SADU prima, că ar mai fi alta prima, dar acea altă primă de care se vorbește e vorba doar de câteva becuri puse pe stradă, în timp ce aici vorbim de același concept. Și de fapt aici deschidem un alt domeniu, electrificările rurale. Nu ne ducem astăzi acolo. Nu numai că discutăm de un sistem întreg, nu numai că discutăm și de transport electric, tramvai, dar discutăm și de electrificări rurale. Și de ce electrificări rurale? Tocmai ca să sprijin și mediul rural. Că electrificare nu în sensul de becuri, electrificare în sensul de utilaje agricole. Aici vorbim, cred că, și de săliște, vorbim, în momentul ăla, vorbim și de rășinari. Vorbim aici, săliște într-o etapă ceva mai târzie. Vorbim întâi de turnișor, vorbim de chiar, da, și rășinari. Repet, asta este un subiect, nu ne ducem astăzi acolo. De Dacler cu ce rămâne totuși în Sibiu? Ca nu. De Dacler, cine rămâne legat de el? Tot programul plecat inițial de la
Carl Wolf și Oscar von Miller. El este omul care a pus în, da, în practică mai... omnibuzul 1904, tramvai 1905, programul Transcarpatina 1922, adică beneficind de experiența transportului la distanță al electricității, primul plan din România privind electrificarea întregii țări prin interconectarea centralelor care deja erau emergente prin diverse zone, interconectarea între ele. Și revin la comparația pe care o făceam. Personal computer la începuturi și rețele de internet ulterior. Vedem foarte clar. Nu ne-am putea întoarce la personal computerul de dinainte de internet, oricât de mare ar avea, să zicem că e tehnologia de acum, cu memoriile de acum și așa mai departe. Nu ne satisface. Corect, așa este. Dar ce nu înțeleg eu? Știu că avem acest HEV, Helmholtz electric, da, și SETA. Da. Care e diferența? Și ce este SETA? Păi, acel plan Transcarpatina de care eu vorbeam, știam și primul program de electrificare, propunere de program de electrificare, mulțumesc, de electrificare transcarpatină, că de-aia se cheamă așa, din păcate, în viziunea lui Oscar von Miller și a lui Dachler, viziunea lor nu s-a putut îndeplini, pentru că întotdeauna în situații de astea cu soluții ieșite din comun și soluții de avangardă, lume în general reticentă. Deja vorbim de o țară, nu mai vorbim de o regiune chiar care spune se autoguverna. Chiar spune, da, vorbim, suntem după Unire acum, Zygmunt Dachler în memoriile lui chiar își manifestă dezamăgirea și ce neavând suficientă înțelegere ca lumea să priceapă ce lucrări grandioase și ce avantaje ar deriva din acest Transcarpatin 1922. M-am limitat la un plan mai mic, 1925, se chema România Mare, și anume interconectarea regiunii din sudul Ardealului, deci zona Sibiu, până pe la Sighișoara, Târnăveni, spre Brașov, încolo. Deci în asta a constat acest plan România Mare, inclusiv erau avute în vedere aceste electrificări rurale. Am înțeles, perfect. Bun. Și, repet, asta era efectiv trecerea de la momentul personal computer la rețea de internet. Înțeleg. Deci centralele existente, interconectate între ele, cu toate avantajele care derivă, că de fapt de-aia, cum am spus mai înainte, nu că n-am putea avea propria centrală lor actuală. Mergem într-un supermarket, ne luăm un grup electrogen, îi dăm drumul, avem alimentat energia. Dar din rețea e mai ieftin. Așa și numai că e mai ieftină, pentru că aici intervine avantajul rețelelor, dar ar însemna să vorbim o oră numai despre teoria și rețelelor și avantajele. Recunosc, de ce sunt avantajoase rețelele? Recunosc că am vorbit. Dar un banal exemplu mult, ca să înțeleagă cei care urmăresc mai bine. Cei care au inclusiv rețele sociale mai dezvoltate, contacte sociale, sunt avantajoase față de alții care nu au. Asta este adevărul. Ne-am dus foarte mult cu discuția și, într-adevăr, un pic trebuie să ne apropiem de final, că asta este formatul. Și atunci eu să vin cu niște elemente abrupt, un pic mai abrupt așa finalul, și te întreb foarte simplu, care au fost primele locuri electrificate în Sibiu? În afară de cele care deja mi le-ai menționat, acele fabrici, patinoarul. Dar din această rețea venim deja cu... Da, băi, e clar, zona centrală a Sibiului, pentru că deci linia de la Sadu, okay, ajungea în curtea, actuala curtea uzinei electrice. Deci, ca să înțelegem, venea de la Sadu, nu știm un traseu prin Sibiu de astăzi. Ba da, îl știm. Chiar îl știm. Da? Deci există hărțile... Și întreb de ce, pentru că pe harta Sibiu din 1914, de exemplu, nu găsesc așa ceva. N-am găsit nici cea din 1904. De asta eram curios. Dar ea venea de la Sadu și se oprea în această structură. N-am fost curios să identific în teren de ce, pentru că evident că urmele n-au mai rămas decât afară din Sibiu. Aia, afară, da, din Sibiu știm foarte clar pe ce traseu venea și ăla este un alt element istoric, să zicem, care dă importanța liniei păstrate. Dar chiar pe teritoriul localității n-au mai fost interesat. Și aici vorbim dar de ajungea în curtea actualei uzine electrice din Sibiu. O reperez eu între podul Gării, exact, gară, propriu-zis liniile ferate, și strada Uzinei și piața Gării, 1 decembrie. Și acum, acolo e o clădire care dă spre piața Gării, sub acea clădire e ceea ce se cheamă PA3, adică punctul de alimentare numărul 3,
care e un nod energetic local important. Pe de acolo începe distribuția în zona centrală. Exact la fel era și atunci. Și de acolo pornește, deci, practic, orașul zona istorică, istoric. Da, zona istorică, inclusiv post de transformare amenajat într-unul din turnurile de pe strada cetății. Asta vreau să spun, corect. Ce... Aia a fost un soi de punct era, din acesta. Era un punct de transformare, da. Un post de transformare. Chiar turnul Dulgherilor. Deci, practic, iluminat. Cel de lângă Sala Talia. Iluminat tot ce a însemnat zona centrală, alimentarea consumatorilor din zonă, în magazine, zona centrală, efectiv, piața Huet, piața Mică, piața Mare, inclusiv Biserica Evanghelică, probabil prima biserică electrificată din aici. Spațiu românesc. Iar povestesc în carte, dar nu mă intrăm în detaliile astea, ce a pățit Orga din cauza electrificării, pentru că s-au modificat condițiile termice. Electricitatea a permis o încălzire mult mai bună, cum în tot evul mediu nu și-a putut permite nimeni, și în epoca modernă s-a distrus Orga originală, trebuie refăcută, catedrala din Sibiu, catedrala ortodoxă, alimentată, deci tot ce înseamnă zona ce centrală, inclusiv zona meseriașilor, actuala axă 9 mai. Te întreb, pentru că repede, doar atât am întrebat de tramvai, de aceea au și pornit cu punctul de plecare al tramvaiului din piața Gării de atunci, adică actual 1 decembrie, pentru că era lângă... Nu. Deci nu are legătură. Nu. Conceptul peste tot în Europa era următorul. Să integrăm transportul. Ori asta ce înseamnă? Vine călătorul cu trenul până în gară. Păi de acolo nu merge pe jos. De acolo ia tramvaiul. Corect. Deci de aceea tramvaiul trebuia să plece de la gara și nu de asta altundeva. Asta, repet, va fi o emisiune în care o să te invit încă o dată să discutăm, că este altă poveste absolut superbă a Sibiului. Știu că, din păcate, trebuie să oarecum încheiem, totuși vreau o întrebare să o avem. Putem vorbi de electrificarea României începând cu Sibiul? Da. Deci, sistemul energetic modern al României a fost dezvoltat începând cu anii 50, deci deja am trecut de naționalizare, inițiativa preluată de Ministerul Energiei, București și așa mai departe, dar a fost realizat exact pe axa București, Valea Prahovei, Târnăveni, Sibiu. Deci folosind exact, adică cu alte cuvinte, interconectarea sistemului București-Valea Prahovei cu sistemul sud-ardealului Sibiu. Am înțeles. Și prin, de aici s-a prin, dus în toată țara. Prin Brașov, care Brașovul, din punct de vedere energetic, s-a dezvoltat mult mai puțin, mult mai slăbus decât Sibiu. Dar coloana vertebrală, să zic așa, viitorul energetic, viitorului sistem energetic românesc, s-a dezvoltat pornind de la cele două puncte, unde și-au fost înființate primele două dispecerate, București și Sibiu. Perfect. Marcel Stancu, mulțumesc pentru această întâlnire. Am totuși o chestie. Este ok. Rog să spun chestia asta. Mai am și eu ceva. Ca să-și facă toți cei care ne urmăresc o idee mai clară. Momentul naționalizare. Nu intru în detalii. Vreau doar să amintesc niște cifre ca să înțeleagă lumea ce a fost uzina electrică din Sibiu, fotografiind momentul naționalizării. Și aici am permis să citesc pentru că sunt niște cifre pe care le știu așa calitativ, dar nu cantitativ. Te rog. Dintr-o revistă care a fost editată tot la Sibiu, Statistica uzinelor electrice din România, se edita la Sibiu și nu întâmplător la Sibiu. Ultimul număr e din 1942, pentru că a venit războiul, asta a fost. Realitățile s-au schimbat. Am folosit cifrele de acolo și am făcut niște statistici și hai să le trecem puțin în revistă. După numărul abonaților, deci ca număr de abonați, pe primul loc în România vorbim de București, care avea 107.000 de abonați. Pe locul 2 Sibiu cu 48.818 abonați, urma Timișoara cu 23.000 de abonați, deci la naționalizare. Și de ce iau reperul naționalizarea? Că pe urmă inițiativa noi a mai fost locală, a fost centralizată în sistem de care vorbim și nu mai insistăm. Da, deci Bucureștiul, clar, oraș mare, investiții multe, Valea Prahovei, că de fapt era București, Valea Prahovei și acolo erau investiții industriale, interesul, petrolul. Dar procentual Sibiu și Timișoara stăteau mai bine ca populație. 48.000 de locuitori în Sibiu, de abonați, nu locuitori, 48.000 de abonați în Sibiu, 23.000 în Timișoara, următoarea Aradu 17.000, Cernăuți 15.000, Brașov 13.000 de abonați. Asta după numărul abonaților. După energia electrică furnizată anual, în frunte era Bucureștiul cam cu 200 de megawatt-oră, urma Concordia, asta era exact zona Prahovei cu investițiile industriale, sonde petrolifere, 46,6 megawatți, Sibiu cu 26 megawatți, Timișoara cu 20 de megawatți. După gradul de electrificare al principalelor orașe,
Sibiu e pe locul întâi, 25% electrificat. Timișoara urma după cu 21,4%, Aradul 20%, Cernăuți 18%, Brașov 17%, București 13,3%. După numărul localităților alimentate, la fel, în fruntea clasamentului Sibiu cu 78 de localități, Bucureștiul, inclusiv capitala, 72 de localități, deci numai localitățile limitrofe, dar și zona spre Valea Prahovei, cum am spus. Concordia, societatea Valea Prahovei, 32 de localități, Uzina Râșnov, 11 localități. Electrificările rurale, de care n-am apucat să povestim, și un capitol care făcea parte tot din primul pachet și niște priorități tehnice la nivel național în sfârșit. Deci în materie de electrificări rurale, Sibiu era campioană absolută cu 15,6% din populația alimentată cu electricitate. Vreau să remarc faptul că mari centre urbane ale țării se situau sub această valoare, și anume Bucureștiul, capitala, 13,3%. Deci, cu alte cuvinte, zona rurală a Sibiului era mai electrificată decât capitala București. Mai spune-mi așa ceva că îmi place. Da. Galațiu 12%, Craiova 11%, Constanța 10%, Ploiești 9%, Iași 9,4%, Pitești 9,4%, Brăila 7,2%. Da? Deci, repet, zona rurală a Sibiului era mult mai electrificată, ori asta înseamnă nivel de trai, corect, așa este, nivel economic și așa mai departe, decât orașe și zone urbane din țara românească. Zona electrificată de uzină electrică Sibiu și de SETA, de care iar n-am apucat să vorbim, era cea mai extinsă din România, întinzându-se pe teritoriul a 7 județe: Sibiu, Alba, Hunedoara, Târnava Mare, Târnava Mică, Odorhei și Văgăraș. Vorbim de județele din perioada României Mari. Exact, da. Uzina electrică din Sibiu își repara în regie proprie generatoarele de la satul, de inclusiv de puteri destul de mari, un megawatt și așa mai departe. Și iar interesant de știut, ca să lămurim și lucrurile astea, tot la nivelul anului 1942, uzina electrică avea 375 de angajați, dintre care 30% erau români, 61% germani, 7% maghiari. SETA, cealaltă întreprindere, actualul sediu al SETA înseamnă Societatea Electrică Transilvaniană pe acțiuni. Ok. O societate cu capital elvețian, dar dezvoltată tot de acest nucleu de specialiști de care am vorbit, Zygmunt Dachler, în sfârșit. În 1939, nu avem date mai recente, avea 174 de angajați, dintre care 36% români, 45% germani, 18% maghiari. Într-un fel, după cifrele astea, putem spune că aceste societăți de electricitate, HEV, Uzina Electrică din Sibiu, și SETA, Societatea Electrică Transilvaniană pe acțiuni, a fost un fel de cântec de lebădă al comunității germane aici. Prin ponderea mare, raportată și la structura populației de atunci. Deci în 41, în Sibiu aveam 57% români, 37% germani, 7% maghiari. Deci cam asta era situația, ca să ne facem o idee ce a însemnat energetica sibiană până la naționalizare. Înainte de a încheia, eu am întotdeauna un chestionar care îl fac invitaților. Se spune, i-am spus chestionarul Herman după chestionarul Prost. O să spun 17 întrebări cu răspunsuri scurte. E simplu. Și începem. Care este virtutea favorită la un om? Bunătatea. Care este ideea ta de fericire? Nu știu să dau un răspuns simplu aici. Fericirea e un concept atât de complex. La cum te văd, cred că este să vorbești despre electrificare, da, pentru tine este un moment asta, de fericire. Da, și te înțeleg perfect. Da. E atât de complex încât nu pot să dau un răspuns. Nici o problemă. Și care este ideea ta de tristețe? Tristețe când văd înțelegere, de exemplu. Cum să spun, n-am pretenția ca fiecare om să fie un vizionar, nu sunt un vizionar, doar am citit și eu ce au făcut alții, și în cartea asta încerc să dau multe citate ca să nu-mi dau eu cu părerea, să-și dea alții cu părerea despre ce au făcut. Dar în momentul în care vrei să ajuți, să explici, să deschizi și vezi că oamenii nu vor să înțeleagă, nu că nu pot să înțeleagă. Da, așa este. Nu vor să înțeleagă, atunci te apucă tristețea. Așa este. Deși intuiesc răspunsul, totuși eu îl pun întrebarea, cine ți-ar fi plăcut să fii din istorie?
Iar e complicat. Nu mă văd un mare conducător de oști să fiu cineva. Părerea mea că fiecare și are rolul lui, rostul lui. Nu, nu. Nu. Eu bănuiesc că o să-mi spui Von Miller. Nu, îl admir pe Von Miller, dar... Altă întrebare. Unde ți-ar plăcea să trăiești? În Sibiu. Mi-a plăcut... Eram student în Timișoara. Un oraș foarte frumos, de altfel. M-am simțit foarte bine în Timișoara. Am regăsit multe din lucruri. Un oraș vienez, da, mica Viena. Însă de câte ori reveneam în Sibiu, deja când ajungeam în zona în care vedeam munții Cibinului și munții Făgărașului, deci știam că sunt acasă. Da. Și unde și când ți-ar fi plăcut să fi trăit? În altă perioadă. În toate epocile. La curiozitatea pe care o am, mi-ar fi plăcut să văd cum arăta zona Sibiului, știu eu, în preistorie. Corect. Cum ar fi arătat, deci tot zona la Sibiu, dar alte... în antichitate, când au venit romanii pe aici. Corect. Așa poate știam unde era Cedonia. Știam exact unde era Cedonia. Mi-ar fi plăcut să fiu aici când au venit sașii, ca să văd cum au venit. Am încercat să citim niște istorii bine scrise, fără îndoială, dar mi-ar fi plăcut să fiu pe atunci. Da, sunt momente în care mi-ar fi plăcut să trăiesc. Dar inclusiv momente din viitor. Mi-ar plăcea să fiu, ca să văd ce va fi. Toți ne-am plăcut. Scriitorul preferat? Antoine de Saint-Exupéry. Da, frumos. Istoricul, este o întrebare pentru istorici, dar cred că ai și așa ceva, istoricul sau arheologul preferat? Aici, iar sunt mai mulți. Îmi place foarte mult și eu consider un fel de Biblie, adică poate după Biblie este una dintre cărțile care ar trebui citită pentru că ne deschide un orizont cultural foarte vast, Ovidiu Drimba. Da. Care a făcut parte din cercul literar de la Sibiu. Corect. Corect. Dar la fel. Într-adevăr, cartea lui toți aveam acasă și... Neagu Giovara, Civilizații și tipare istorice, e o carte care mi-a plăcut foarte mult. Așa este. Personalitatea literară preferată? Antoine de Saint-Exupéry. Și personalitatea istorică preferată? La fel, mai multe. De exemplu, părerea mea, vorbim că ne tragem din roman și din daci și aproape orice copil, cel puțin pe vremea mea, nu mai știu acum, învățat despre acel tablou de Diocasius despre Decebal, dar despre Traian, din păcate, se vorbește prea puțin. Ori despre Traian există niște referințe istorice păstrate care îl descriu. Deci a fost un om fabulos, da, a fost efectiv. Colosal. Și de exemplu, în momentul numirii ca împărat, i s-a adresat, mi se pare, șefului Gărzi și a zis, uite, ia sabia asta și dacă eu voi face ceva împotriva poporului meu, folosește-o împotriva mea. Ceva de genul ăsta. Și multe alte și chestii mi se care... pare că el cu Adrian nu sunt pe atât de mult prezentați. Să rămânem la, cancanii împărați, Caligula, Nero și nu trecem la adevărat împărați. Da, nu doar noi, în general, în istoriografia publică a lumii. Mai ales că este legat de noi, legat de istoria noastră. O paranteză aici. Una dintre nedumeririle mele, ca să nu zic nemulțumiri. Ne revendicăm din daci și din romani câte popoare din lumea asta au o columnă care să arate de unde se trage poporul. Și noi avem o copie undeva într-o piață publică, indiferent, București, Cluj, Timișoara, costă mai mult decât Sibiu, Lupoaică. Și așa mai departe. Că Lupoaică o găsim. Aș vedea-o ca un proiect de acord. Obligatoriu. Artistul preferat. Orice. Artistul. Și nu scriitor. Păi Leonardo da Vinci, cred. Da. Pentru că îmbină într-un mod de-a dreptul fascinant. Corect. Inginerul cu artistul. Așa este. Cartea preferată. Cartea preferată, Pământ al oamenilor, că spuneam Antoine de Saint-Exupéry, Pământ al oamenilor, Micul Prinț. Sibianul preferat. Sibianul preferat, Herman Obert. Nu zic nu. De formație profesională. Locul din Sibiu preferat. Locul din Sibiu. Sunt mai multe. Cum văd eu lucrurile astea? Nu este ceva care îți place, și oamenii, da? Poți să ai resurse sufletești să-ți placă infinit de mulți oameni. Correct. În fiecare găsești ceva frumos, dacă te uiți la frumos. Așa este. Că dacă te uiți la urât, în fiecare găsești ceva urât. La fel în Sibiu, însă îmi place, mă simt foarte bine în Piața Schiller.
intimă, drăguță, cochetă, liniștită. Recunosc că mulți spuneau piața Huet, dar înțeleg perfect. Și piața Huet. E frumos, și da, piața Huet, pentru că de acolo s-a născut Sibiu, de acolo s-a dezvoltat. Dar piața Schiller... Acum o întrebare mai complicată, să spunem. 1191 sau 1366 sau 1601 sau 1692 sau 1817 sau 1916 sau 2007 la Sibiu? Cred că toate. Da. Aș fi așa și totuși, de dacă curios, ai o singură șansă, doar un an să alegi. O singură? 1191. Fondarea, corect. O amintire plăcută din Sibiu. Atât de multe încât... Mi-ai spus una care veneai și vedeai... Mai facem încă o emisiune numai pe tema asta. Toată activitatea mea din Sibiu, muzeul de la Sadu, constituirea muzeului, lansarea cărților, am atâtea oameni frumoși pe care am cunoscut, care m-au ajutat. Și ultima întrebare, care este anul cel mai istoric pe care l-ai trăit la Sibiu? 1989. Da. Revoluție. Ultima lucru pe care te rog este să semnezi această carte, este cartea mea pe care o studiez întotdeauna sau pixul tău. Da, și este... cum preferi. N-am nicio problemă. Fiecare invitat a semnat această carte și asta va fi așa o carte de căpătâi a colecției mele. Îți mulțumesc foarte mult, Marcel Stancu. Eu mulțumesc. Eu te mai provoc o dată la o invitație. Aș vrea, dar în toamnă, aș vrea să discutăm și despre transportul electric și să mai continuăm un pic discutăm și pe electrificare, pentru că într-adevăr povestea este vastă și cred că merită aprofundată. Eu mulțumesc încă o dată că ne urmăriți. A fost, cred că, cea mai lungă emisiunea noastră, dar este atât de captivantă povestea. Trebuie să amintesc doar cei care ne ajută, grupul de firme Tasid, Jifa, Mihai Onițiu, brokeraj în asigurări, prietenul meu Tuțu Vintilă, lui Florin, care stă și acum în spatele camerei și se uită la noi, și lui Răzvan, Berry B13, că ne ajută să putem vorbi câteva ore la rând, și vouă, evident, toți cei care ne urmăriți, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne ajută foarte, foarte mult acest lucru. Ne urmăriți, cum am spus, YouTube, Academia, Spotify, Google Podcast. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Marcel, încă o dată. Cu mare plăcere. Și ne revedem cu siguranță. Asta o să mă țin eu de tine să ne revedem. La revedere!